găsit la Top News, doamnelor și domnilor. Top News în această seară, într-o săptămână blocată de proteste, negocieri blocate pentru noul guvern, sau cel puțin astea sunt semnalele. Rămâne să vedem cum va evolua situația mâine. În schimb, a patra zi de greve, am văzut și o ofertă din partea guvernului, criticată de miile de profesori aflați în stradă, în timp ce domnul Cărbunaru prezenta această ofertă. Bun, cu asta o să începem. O să încep din partea dreaptă, ca de obicei, Costi Mocanu. Salut. Realizator Salut, proiect Andrei, de țară România, Radu Banciu, realizatorul Worldwide Banciu, Constantin Rudnitski, colegul nostru de la Profit News, și Ciprian Aron, realizator Prima News, era să zic Sabin German din obișnuință. Salutări, Ciprian! Bună seara! Bun, proteste. O să vin prima dată la tine, Ciprian, pentru că sunt temele venite de la Cluj de data aceasta. Proteste, grevă, cum ți s-a părut reacția guvernului de astăzi? Practic au repetat o ofertă pe care au mai discutat-o în rundele de negocieri cu profesorii. O ofertă pe care n-au acceptat-o sindicatele nici în primele runde de negocieri. Astăzi iar au venit cu aceeași placă, majorări la o nouă lege a salarizării. Da, pe mine mă surprinde mai mult reacția foarte vehementă a cadrelor didactice. Am înțeles că de 18 ani n-a mai fost un asemenea protest de o asemenea amvergură din 2005. Și îți mărturisesc că astăzi, de pildă, când am mers spre platou, spre studio, era pur și simplu blocat orașul, era blocat Clujul, asta și pentru că urma să vină premierul să semneze contractul pentru proiecții și execuție la metrou, Nicolae Ciucă la primăria Cluj. Dar acolo s-au deplasat cei peste 4.000 de protestatari care au ieșit pe străzile din Cluj și au fost extrem de vocali, au pichetat prefectura, am văzut că au fost foarte atașați de mașina prefectului din Cluj. De mult nu au mai sesizat o asemenea dimensiune a unui protest și faptul că oamenii merg mai departe decât ceea ce înseamnă o revendicare salarială, ei vor recunoașterea unui statut, a unei meritocrații pe care ei o accesează de foarte mult timp, adică își vor acel statut al profesorului care era odinioară. Am văzut de când reacții din partea sindicaliștilor, dar am văzut reacții din partea universitarilor de aici, de la Cluj, rectorul UBB, care vorbea despre faptul că e momentul ca să se treacă dincolo de paradigmă. Nu vorbim doar de revendicări salariale, vorbim și de recunoașterea unui statut meritoriu pe care l-au profesorii în societate. Repet, pentru mine e surpriza sindicatelor și a cadrelor didactice că merg mai departe cu acest protest. Și am mai auzit chestiuni de genul, domnule, de ce s-a ales acest moment? Nu, eu cred că e cel mai bun moment pentru ei. Acum pot fructifica situația respectivă. Nu cred că va fi nicio problemă, pentru că examenele pot fi reprogramate, la fel cum și înscrierile la facultate pot fi reprogramate. Sunt foarte curios ce universități din țara asta, de pildă, vor refuza să primească, nu știu, candidați pentru că așa nu s-a dat la timp bacalaureatul. Repet, profesorii au acționat cât se poate de profund acum în 2023 și cred că au luat total nepregătite autoritățile, adică guvernanții care își calculează la ora asta ministerele, au anticipat foarte puțin acest protest. Da, bine, acum legat de momentul ales de către profesori, trebuie să menționăm că au fost mai multe greve în acest an și la finalul anului trecut, încă din decembrie au pornit, cei drept, nu greve de asemenea îndergură. Bun, Costi, am discutat inclusiv astăzi și am ascultat inclusiv declarația domnului Cărbunaru, care spune, domnule, coaliția și guvernul actual se ocupă de reforme în educație, inclusiv dăm finanțările necesare. Mi se pare incredibil că vine declarația asta în anul în care educația a primit acel 2,1% din PIB, 3,2% în limbajul doamnei Deca. Cărbunaru se referă probabil la legea educației trecută prin Senat, o lege de care coaliția e tare mândră. Ce a fost foarte jenant. Ți-a plăcut mesajul doamnei Gorghiu după ce a trecut? Doamna Gorghiu și doamna Deca luni începuse
organizeze protestul profesorilor. Copiii erau care încotro, unii pe sub birourile părinților, luați pe la muncă, alții pe acasă, cu niște bunici de mână, alții cine știe, pe stradă, nu știa nimeni de ei, da? Profesorii habar n-aveau ce o să facă, unii erau în grevă, alții nu erau în grevă. Păi și am văzut niște mesaje de-astea triumfătoare, așa, știi, și doamna Deca și doamna Gorghiu, e o zi istorică. Adică e o zi istorică, am votat astăzi niște legi care vor schimba așa profund, din temelie, tot ce știm noi despre învățământ. Nu era o zi istorică, pentru că nenorocirea asta tocmai se petrecea, începuse să se petreacă. Eu nu sunt de acord cu profesorii și asta nu doar pentru că fiul meu e clasa 12-a și nu știu ce o să facă când o să dea bacul. Dar mie mi se pare că i-au luat o statici pe copii, interesele copiilor, știi? I-au luat o statici, i-au pus în față și au zis, hai să avansăm, trebuie să facă ăștia ceva. Bă, dacă asta e singura ta formă prin care poți convinge guvernul, eu cred că ai o problemă. Civilizat ar fi fost. Au mai încercat, an la rând au ridicat. Păi nu începe anul școlar, nu începe anul școlar. În septembrie zici că n-a început anul școlar. Și stai mă 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni, știi? Dar nu le spui unora cu 2 săptămâni înainte, știi că nu dați examene. Deja un examen nu s-a dat. O să zic că lumea că are mai puțină importanță asta de simulare, de evaluare la clasa la bine, clasa 6. Pe românește au tot fost duși cu zăhărelul așa de la un păi an la altul. Hai că vă dăm 19%. Până la urmă le-am dat doar 9%, nu, 10% s-a pierdut. Plecase de la, bine, din 2009 spate. La 50%. Da, bine, mai din spate. Atunci zic că a fost o lege votată prin care trebuie să li se dea 50%, după aia a fost. Dar știi, uite, mai întreb ceva, că i-am întrebat pe liderii sindicali, dar când în pandemie mai mult de jumătate din profesori se prefăceau că fac cursuri online, habar n-aveau să intre pe calculatoarele alea și să acceseze link-uri și să predea în condiții de online. Și nu era neapărat vina lor, da? Dar atunci banii aia pe care îi încasau, aia mici, așa, puțini, cred că păreau buni. Așa da, mi se pare. N-am văzut pe nimeni atunci să fi spus, noi, stai puțin, hai să fim corecți. Uite, nu ne pricepem să facem treaba asta pe calculator. Da? Nu putem să le asigurăm copiilor un nivel bun de pregătire. Când în aceeași pandemie s-au luat la note de 9 și 10 doar ca să închidă situațiile școlare. Problema cu notele alea de 9 și de 10. Care era? Luau foarte mulți copii burse de merit. Da. S-au cheltuit sute de milioane de lei pe niște note date aiurea. Aiurea în pandemie. Total aiurea. Da? Inclusiv în sesiuni, la universități. Hai să ne uităm și la lucrurile astea. Ce spune domnul David de la UBB, că l-auzeam pe Ciprian, de profesionalizare sau de un statut. Păi, mi-aduc aminte că UBB a fost instituția la care domnul Bode și-a dat doctoratul și la prima verificare a doctoratului domnului Bode a ieșit curat ca lacrima. Când a mai venit, pentru că se uitaseră probabil pe 2 pagini, 3. La a doua verificare au spus, domnule, stai că are o problemă. Ca până zis la urmă tot curat să iasă, apropo. Te rog. Bine. Vreau doar să spun, te profesorii rog. Nu sunt vinovați pentru doctoratul lui Bode luat cum a nu, fost luat. Stai puțin, dar instituția. Vreau să spun un singur lucru. Uite, săptămâna asta am stat cu un profesor de matematică care are fetița în clasa 12, la fel cum e și tu, părinte, cu copil în clasa 12-a. Și chiar mă gândeam, sunt 150.000 de cadre didactice, peste 150.000, și mă gândesc că între ăia 150.000 vor fi foarte mulți părinți și poate chiar părinți cu copii în an terminat. Doar că, repet, nu știu care era timingul mai bun sau dacă au fost neapărat luați prizonieri elevii. Cert e că e un calendar, s-a vorbit, cred că de la 1 mai despre calendarul ăsta de proteste, iar onor guvernul României a lăsat-o așa mai moale, într-un joc de glesnă obișnuit. E pentru prima dată când mie mi se pare că guvernații ăștia care se întâlnesc, înțeleg, la ora asta, liderii de coaliție, e pentru prima dată când sunt prinși în offside. Și ăsta e meritul profesorilor că s-au solidarizat la protestul ăsta. Și repet, eu cred că sunt foarte mulți părinți între ei cu copii în clasă în anii terminali. Aștept și eu să văd dacă această creștere de salariu de la 2500. Remarc însă un lucru, că de la discuțiile de astăzi au ieșit cu o altă cifră. Inițial avansaseră 4.000 de lei, 4.100 de lei salariu pentru profesori debutant. Astăzi au venit cu 3.000 de lei.
Impresia mea este... Bine, dar au mai venit cu niște sporuri. Au mai venit cu niște sporuri, dar de aici să pleci. Da, da, da. Impresia mea este că în seara asta, mâine, lucrurile se vor rezolva și ar fi foarte bine. Dar vreau și eu să întreb, dacă de mâine dăm 4.000 de lei sau 3.000 de lei, va crește calitatea? Va veni un profesor mai bun? Asta urma să-l întreb pe Radu, pentru că a ridicat, în primul rând aș vrea să te întreb părerea ta pe tot ce se întâmplă, după care aș vrea să merg la ce spunea Rudi săptămâna trecută, tot aici la Talk News. Să știi că m-a întrebat astăzi un telespectator de ce Rudi nu iese niciodată la pauză. Noi ieșim de fiecare dată. Da, invita o întrebare bună. Cred că trebuie să facem ceva în sensul asta ăsta. Asta este. N-am putut acum să nu aduc în discuție. Bun, pentru că Radu trebuie să aibă un moment de respiro până la emisiunea sa, trebuie să își pună puțin subiectele în ordine, să își pregătească emisiunea și n-ar avea timp în acea pauză scurtă dintre emisiunea asta. Ar fi o explicație pe scurt. Da, întrebarea dar, era Radu, de ce ies eu? Nu, de ce nu ies eu? Nu ies Rudi niciodată. Auzi, Radu, dar tonul care era? Totuși ar fi dori să ies, nu? Nu, era un enunțiativ acolo. A, era doar neutru. Da, era să pur și simplu, da. Se termina cu punct. Bun, care e părerea ta? Nu suntem Monica Anisie aici să decorticăm greșit. Nu, m-a spus așa, Rudi nu iese niciodată la pauză. Asta e o propoziție enunțiativă, doamna Anisie. E neutră, da. Da? Să pune punct aici, nu point bar. Să pune un singur punct. Da? Rudi nu iese niciodată la pauză. Era așa un gen de fatalitate cumva în explicația. Adică, da, n-avem ce să facem. Asta e, el nu iese. Da? Care e părerea ta pe tot ce s-a întâmplat săptămâna asta? Iată, a patra zi de greve. Nu par că se calmează lucrurile. Și aș vrea să te întreb apropo de ce spunea și Costi de calitate în raport cu nivelul salarial, pentru că și Rudi ridica săptămâna trecută problema asta. Dom'le, ar trebui stabiliți niște indicatori de performanță. De ce să nu crească salariile acolo unde există și performanță? De ce să crească pentru toată lumea, pentru păi, o lege? Da, sunt de acord. Dar într-o primă fază ar trebui totuși să crească, pentru că cu 2500 sau cu 2700 nu poți să evoluezi. Bun, ar trebui majorat și de acolo să fie stabilit. Asta nu este un salariu decent pentru un asemenea domeniu la 34 de ani de la Revoluție. Este o aberație. Eu susțin greva profesorilor. Pe mine nu mă interesează în ce an e copilul. Da? Eu susțin greva profesorilor. Mi se pare o anomalie faptul că acest sistem de învățământ a ajuns, da, să fie persecutat practic de niște guvernanți care n-au știut niciodată cum să-i dea de cap. Au fost 130 de, nu știu, de schimbări, da, de-a lungul timpului în domeniul ăsta, tocmai pentru că nu s-a vrut, n-a fost o inteligență, nu s-a putut, n-a fost nimeni capabil să stabilească un sistem care să funcționeze cât de cât. Iar asta este ceva teribil cu salariul. Noi nici nu ne putem da seama cum să trăiești ca tânăr cu 2700 de lei. Atenție, cum fii atent. Cum ți-ai putea face o familie? Da. Eu văd colegii mei în jurnalism. Unul din 10 are copii. Am vorbit cu Costi, da? Rogozanu, jurnalist, da, și profesor de limbă română. Așa. Într-o comună și la Focșani predă. N-am o părere grozavă despre Rogozanu. Spune la tâmpenii... Ascultă, vorbim de salariu. Vorbim de salariu. Ei, el spune o chestie foarte interesantă, că la copiii cărora le predau în școala de comună, m-am dus și le-am explicat de ce face în grevă, că ăștia-s banii. Ăia când au auzit că el ia 2900... Păi, sorry, și care e problema ta? Pentru că în foarte multe locuri din țara asta, salariul de 2900 de lei în rural este sfânt, e mare. Știi? Dar n-ar trebui să fie pentru un profesor. N-ai cum să pui bazele unui învățământ de calitate. Copiii aia compară cu ce știu ei de acasă. Da, tot mama, tata, tot nu aduc banii ăștia, înțelegi? Tot e greșit. Deci asta este o primă problemă. În primul rând că n-ai cum să te dezvolți. Hai să ne imaginăm o fată, da, care termină niște studii, da, și începe să predea undeva. La Bălăușeri, nu la Milano. Ok, cum să încep cu 2700 de lei? Deci dacă pe tine nu te ia nimeni de bărbat, sau de soție, sau de ceva, spune, da, și de bărbat, să te ia. Să te ia, tu nu vei avea niciodată posibilitatea să faci un copil sau să-l crești pe ăla convenabil, să te duci undeva, să ai o viață decentă, niciodată, dacă vei rămâne la nivelul ăsta. Deci, înainte de a face performanță, ar trebui totuși să existe un punct de plecare, de unde sub ăla să nu poți coborî.
După aia iarăși este foarte important. Și acum te întreb, e o diferență mare între 2700 și 3000? Nu, dar 4000 să aibă salariu un profesor debutant mi se pare normal. Păi au ieșit de aici, uite, astăzi au venit acum de la guvern, au zis 3000. L-am auzit pe Hăncescu. Super, da, puțin. Unul din ei probabil că duși la negocierile astea, da, amenințați. Da. Asta zice și domnul Hader, cu ce fac cu tot felul diferența de... aia 200 de lei față de 200-300 de lei? 100 de lei aia lui Ceaușescu la care mai pui încă 100 de lei. Discuțiile nu sunt corect făcute în România. Vreau să spun de la început, mă interesează prea puțin să aud păreri despre domeniul ăsta. Atâta timp cât marile dileme la noi sunt astea. Una expusă și de Costi mai devreme. Nu-i momentul favorabil. Vreau să vă spun că în Franța toate grevele posibile în toate domeniile încep numai în punctul culminant. Deci, greva transportatorilor aerieni începe numai în august. Da? Greva CFR-ului, adică a SNCF-ului, începe numai înainte de Paști sau de Crăciun. Adică toate marile greve, sistemul sanitar când vin pandemiile mai sau epidemiile. Mai țin și cât un an. Adică... Deci, atenție mare, niciodată nimeni nu pune problema așa. Deci noi avem 100-200 de ani în urma lor ca mentalitate, vorba lui Al Bătrân de la Brescia. Problemă de mentalitate. Deci, cum să pui problema, bă, așa? Evident că o grevă demarează în punctul în care te arde cel mai tare la pipotă. Bineînțeles, da? Este evident că atunci trebuie să înceapă, pentru că altfel acest guvern nu se apucă de treabă, nu stă la discuții cu tine, încearcă să te ducă cu preșul. Sigur că tu trebuie să profiți de un moment din ăsta, de o visceralitate evidentă, ca să poți să scoți ceva. Nu se face o grevă în pauza dintre un an și altul, pentru că nu interesează pe nimeni. Doi la mână. Chestiunea asta, cui lăsăm copiii? Bă, în Franța au fost o grămadă de greve. Dau exemplu ăsta de data asta, că nu numai că mă avantajează, dar este și cel mai corect în Europa, pentru că este liderul mondial și european la greve. Deci, niciodată n-am auzit problema asta, deși francezii au mai mulți copii decât românii. Cu cine lasă copilul când se duce la muncă? Acolo muncești pe mize mai mari decât la noi. La noi te duci la muncă ca să ai de unde veni. Mă scuzi. Da, acolo te duci pe mize mari. Și nu se pune problema. Învățătorii, profesorii sunt susținuți. Da, medicii sunt susținuți. Piloții de la Air France, ăia de la TGV, sunt susținuți de populație care n-are decât de pierdut, mă. Nu poți să schimbi un sistem. Nu poți să schimbi o eră dacă te gândești la farfuria ta, mă. Este o mare greșeală. Deci sistemul ăsta care a fost călcat în picioare de niște analfabeți care ne conduc, da? Zăpăcit de atâtea ori de niște politruci, nu se poate dezvolta dacă la un moment dat nu își iau un pic de avânt, mă. Nu contează cât câștigă, să câștige profesorii de 100 de ori mai bine decât noi și să ne uităm cu invidie la ei. Ăla e un punct de plecare al societății, bă. Nu să câștige felcerul mai mult decât ăla, mă. Da, că ne-am auzit, un strungar ia mai mult decât un profesor. Nu se poate, bă. Da. Dădeam comparații cu salariile și încoată, mai spunem o dată, că poate nu ne-au auzit toți telespectatorii, că în Luxemburg ia un profesor 5600 de euro. Atenție, nici în Luxemburg învățământul nu este un domeniu productiv. Deci și acolo acești bani vin tot de la buget. Să nu se creadă că profesorul produce. Asta înseamnă că Luxemburgul a alocat din PIB și din bugetul pe care îl are o sumă imensă în învățământ față de cât ar fi putut să aloce. Pentru că m-am interesat și acolo sunt oameni care câștigă 3500. Profesorii iau de la 5600 în sus. Deci asta înseamnă că nu trebuie să fie învățământul talpa țării. Poți să-i dai un pic mai mult. Nu contează că merită sau nu. Tu crezi că vei avea condiții la cablu dacă îți crește prețul? Dar crezi că programele sunt mai bune? Știi de ce nu trebuie să-l compar cu strungarul? Așa. Strungarul este plătit de un manager bun. Profesorul nu este bine plătit pentru că managerul profesorului în țara asta e statul român. Și statul român arată și cât de bun managerul este tot stat. Dar e un alt manager. E un alt manager. Ok. Da, adică manageriază mult mai bine. Da, dar asta vreau să spun, că ei sunt pe undeva victimele acestui sistem. Tu spui, bă, nu produc. Și atunci nu avem de unde să le dăm. Noi nu avem bugete. Trebuie să-ți construiești în 34 de ani un buget cât de cât. Eu spun care e mentalitatea lor. Cum a fost și în transportul și peste tot. Ei se lovesc prea puțin de asta.
sistemul de învățământ. Păi au YouTube, au Wikipedia, se duc la școală și după aia oricum pe bani ajung la școli din străinătate. Nu-i interesează. Așa cum nu i-a interesat transportul, că ei nu se duc cu trenul. Da? Și nu se duc cu autobuzele. Și nu se duc cu microbuzele sau cu tramvaiele. Nu-i interesa. Curge rugina pe trenurile din România. Pentru că politicienii nu urcă în tren. Asta este mentalitatea, așa e și în învățământ. Dar oamenii din țară gândesc tot așa. Că nu-s productiv, că profesorii nu sunt buni. Eu nu zic că sunt excepționali. Dar ce jurnaliștii sunt buni? Dar ce, nu știu ce, manager din IT sunt nemaipomeniți? Asta nu înseamnă că n-au nu salari. Sunt, Radu, dar încă o dată, au niște criterii de performanță. Au salariu, dar sunt și dați afară. Statul român nu dă pe nimeni afară. E stat aici, sigur. Adică, hai să ne uităm nici așa. Nici la TVR nu te dă afară. Nici la TVR, sigur că nu te dă nimeni afară. Dar hai să ne uităm. Uite-te, topurile de... cu felurite rezultate la învățătură, da, PISA ăla sau cum or mai fi. Bă, că de an de an. Asta exprimă da, calitatea muncii profesorilor. Normal, tu te-ai face profesor la țara asta? Nu, nu aș face. Așa, dar cei care s-au normal. Făcut, da? Uite, au de avut... exemplu, aici te contrazic înainte. Fiica mea e la un liceu de elită din București. N-a avut nicio problemă în pandemie. Nu, nu, stai nu puțin. N-a avut nicio problemă cu accesarea calculatorului. Toți profesorii știau să intre. Pentru că este un liceu de top, da? Acolo intri dacă știi carte. Ok, la Bocșa sau la Cavnic nu poți să intri pentru că nu te faci profesor acolo. Eu nu m-aș duce astăzi să mă... Da? Când eram student ne gândeam, bă, o să ajungem profesor de franceză la Ploscoș. Poate că atunci în 90 ne duceam. Astăzi eu nu m-aș duce să predau franceză la Ploscoș, mă, pe 2000 de lei. Înțelegi? Nu te duce. Dar mai sunt încă profesori, deci asta vreau să spun, să nu creadă lumea că e tot așa. Există 3-4 licee și în București unde profesorii știau să intre mai bine pe computer decât elevii. Fiică mea mi-a zis, nicio oră n-a fost neținută pentru că ea nu știau să intre. Știau toți, te la nivelul ăla știu să intre. Am o realitate din teren, de aici, de la Cluj, apropo de testele PISA. Păi stai să-ți spun o realitate. Stai mai puțin, Ciprian. Luăm cu Cluj și cu București acum exact, și zicem sigur. Ce minunați suntem. Stai să-ți suntem. Mai spun o autorită. Vreau doar să spun un singur lucru. Situație la liceu de top din Cluj. Da. Nu mai există profesori de matematică și ce crezi? Predă contabila liceului. Asta mi-a mărturisit un fost director de la un liceu de aici din Cluj. N-a avut să dar numele, contabila trebuie să predea matematică pentru că ea nu au profesori. Sunt licee în Cluj care nu au profesori de fizică pentru că nu mai sunt. Și în București există, dar asta spun. Asta înseamnă că până la urmă cancerul ăsta tentacular al sistemului a prins, era normal. 30 de ani tu n-ai avut un sistem, n-ai avut un management, n-ai avut un program. Sigur că i-au plecat. E normal, ce tu ai sta, mă, să fii profesor pe nimic? N-ai sta. Uite că toți ăștia au copii în străinătate. Și Costi și Sabin, toți au dat copii în străinătate. Tolontan, toți au copii. Să nu crezi că își dă cineva în România copilul când a terminat facultatea. Ce-i tâmpit? Da, fiica mea mi-a zis direct, ultima opțiune posibilă după Botswana e România. Nu stă nimeni, bă, când ai un pic de capacitate într-un domeniu să te irosești pentru ce? Însă, dacă sistemul ar fi fost normal, asta e o discuție pe care am purtat-o acasă de 100 de ori, dacă sistemul era normal, nu era chiar așa. Dar cum să te lase sufletul să-i spui copilului, nu, 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 ai șansa cea mai mare din lume în România, nu te duce în Noua Zeelandă. Tu ai avea curajul să-i spui asta unui copil, copilului tău, rămâi în România, că uite ce sistem corect avem. 35 de ani de mârlănii, dar tu stai aici să ne sacrificăm. Dar nu refaci sistemul în cu învățământul. Toată lumea a plecat. Știi ce am zis? Când le-au crescut salariile medicilor? Sunt vreo 5 ani, da? Și salariile medicilor sunt la un nivel foarte bun. Astăzi. Mai bun decât ok, el. Vine Sanitasul, face grevă. Mai bine, săptămâna viitoare. Danemarca sau în Suedia. De acord, dar ai ajuns să ai medici în România care câștigă 3-4 mii de euro. Da, e normal. Știi? E normal. E normal. Ți se pare că s-a îmbunătățit sistemul? Nu, e adevărat, dar nici nu se putea îmbunătăți dacă n-ajungeai la capitolul ăsta, niciodată.
Da? N-ai cum, trebuie să treci prin asta. Eu sunt de acord că noi n-avem cetățeni capabili. Am spus-o de atâtea ori. N-a răsărit unul care să conducă vreun domeniu. Eu nu cred în inventivitatea și în ingeniozitatea țăranului român, cum zicea Preda. Eu nu cred că noi suntem o țară de nemaipomeniți cetățeni specialiști. Dacă să ajungem măcar să vedem lucrul ăsta, trebuie să le oferim. Nu poți să ții un medic cu 800 de euro pe lună. Sigur că atunci el nu trăiește decât din șpăci. Acum, că nu este de calitate, știi de ce? Poate că până acum 5 ani s-au dus ăia cei mai buni. Sau au venit mai puțin, poate că și la medicină, pe ăia care predau, nu mai au calitatea celor care predau acum nu știu câți ani, dar noi avem și în familie și prieteni, da, care au ajuns să fie medici și neurochirurgi în Statele Unite, pe 20.000 de dolari lunar, făcând medicina la Târgu Mureș, domnul Ciprian. Da? Și câștigând concursurile la New York și la Chicago. Deci avem. E o problemă și aici. Iată că exista medicină. Acum, bine, dacă nu mai este, este pentru asta. Că medicii au plecat și ei să predea în Statele Unite sau în Marea Britanie, normal. Stai să-ți mai spun ceva cu Clujul, ca să o lămurim. Că o tot dădeai cu Clujul. Clujul are 47 de ani întârziere față de București la un amărât de metrou. Deci despre asta, ca să ne situăm un pic. Da? Deci în București, mai pune nouă. În București există metrou din 1979 și în cel mai bun caz, adică 1%, Clujul ar avea metrou în 2026. Da? Sau cât era? 2036. Da, hai, rămâne surprins oricum. 47 de ani, ce ați făcut? Vreau să întreb totuși așa ca idee, că să ai metrou nu înseamnă nimic. Da? Absolut nimic. Că ai 20 de stații de metrou sau că ai 0 stații, pe... nu evoluezi cu mare lucru. Hai. Uite-te cum arată București. Asta era, domnule, reproșeți lui. Da, să situăm, că de asta suntem jurnaliști. Hai să discutăm niște probleme. După care, da? Să-l ascultăm și pe Rudy. Aveți o jumătate de secol întârziere. Asta era ideea. N-au vrut să-l facă, Ciprian. Pentru Metroresc sau pentru regia? Aveam un impresia că acolo este la Cluj, e Pardubice. O iei pe discurs din Catalunia. Plătim mai multe taxe. Vreau să vă spun un secret. Opinia publică din Cluj e destul de reticentă sau destul de reținută când vine vorba de metrou. Adică te cred, e un mare scepticism că s-ar putea întâmpla metro la Cluj. Adică e cam departe. Deși a venit Ciucă astăzi să semneze acel tocmai de aia. Eu mai vreau să spun, lucrurile sunt atât de complicate încât într-un oraș cum e Clujul, trebuie un contabil să predea matematică la un liceu de top. Adică nu mai sunt oameni calificați, tocmai pentru că nimeni nu mai vrea să meargă în sistem. Iar legat de medici, înțeleg că medicii pleacă și afară pentru că n-au unde munci în România. Lucrurile sunt extrem de limitate. Toată lumea vrea să meargă în clinicile mari, în clinicile universitare. Nu, mă, stai puțin, că e o greșeală. Ciprian, nu te duci, mă, în clinicile mari dacă nu ești bun. Stai să o lămurim și pe asta. Toată lumea vrea să meargă pe dracu. Ajunge în Franța sau în Statele Unite, ăla care e de elită, bă. Nu, acolo nu te duci ca Marian Vanghelie. Stai un pic, să o lămurim și pe asta. Merge cine este competent. Eu mi-au povestit niște medici din Franța, da? Cei mai slabi medici de pe teritoriul Republicii Franceze sunt cetățenii români, ca să fie clar. Dar printre ei și-au fost dați afară medici asistente cei mai mulți procentual din România pentru incompetență. Atenție! Într-un sistem de elită absolută. Dar există și exemple contrare. Da, de români care au reușit și au ajuns să conduc spitale. Deci aici să nu facem această greșeală. Păi s-au dus aia care să pricep, ceilalți au venit înapoi. Sistemul acolo nu te acceptă. N-ajungi să fii medic în Franța, în Marea Britanie sau în Statele Unite că ai vrut tu să pleci din România. Deci nu. Am exemple de medici care au în Franța și în Germania și s-au reîntors pentru că au găsit formă loc în țară, tocmai că au posibilitatea să câștige mai mult. Aici i-au primit oricum, să știi. De aia s-au întors. Sunt acolo nu te primește cazuri oricum. Cazuri și cazuri. Da. Rudy. Bun. Deci este Rudy. Diferit. Cum, da, eu rămân pe ideile de săptămâna trecută, așa. Nu, voiam să te întreb cum ai comenta abordarea guvernului în tot acest subiect. Ca să facem un scurt rezumat, au fost niște runde de negocieri.
După aceea i-au invitat la guvern pe reprezentanții elevilor, pe reprezentanții părinților, care prin niște declarații păreau că pun o presiune pe profesorii din stradă, au încercat și asta. Și acum, informații mai recente, uite, inspectoratele județene de învățământ încep să ceară suspendarea contractelor de muncă pentru profesorii greviști. Păi e în contractul colectiv. Da, totuși e normal, nu e o grevă neautorizată. Da, eu cred că e o abordare de slab nivel și am să spun de ce. Eu, dacă eram în locul guvernului, aș fi ieșit cu niște lucruri mult mai substanțiale sau mai concrete. Adică eu nu cred deloc că un debutant câștigă numai 2400 de lei. Eu cred că are niște tichete acum de vacanță. Acum au prezentat niște fluturași. Mă rog, nu știu, eu cred că sunt tichete de vacanță, cred că sunt norme de hrană, cred că sunt ore suplimentare și așa mai departe. Asta așteptam să vină la guvern, dacă vrei să negociezi cu niște sindicate care sunt în stradă, respect greva și dreptul la grevă, foarte bine, stă acolo. Dar guvernul ar trebui să vină cu alt tip de abordare, de tipul acesta. Mai dau un exemplu. Dacă ai crescut la un debutant cu până la 3.000 de lei, ok, toată grila se duce în sus. Eu cred că mulți dintre profesorii cu vechime, sigur că abia așteaptă să îi scot în față pe debutanți. Adică ei sunt ca băieții de la baricade, ăștia dau cu... Îi scot în față ca să le crească și lor... Ca să ajungă și la ei. Încă o dată, Rudi, 3.000 de lei. În orice domeniu de activitate ți se pare un salariu slab. Știu. Un salariu modest. Da, sunt de acord. În orice domeniu ți-ar spune cineva... Fie că-i chelner, fie că-i medic, fie că-i profesor, ai spune că cât câștigi? 3.000 de lei. Un salariu de nimic. Păi 3.000 de lei câștigi în Marea Britanie dacă speli două farfurii pe oară. Da, aici mai vedem că noi suntem în abordarea, să zicem, micro. Adică noi ne uităm la tipul acesta, domne, la copii, la 3.000 de lei. Dar eu aș fi venit cu abordarea macro. Asta mă așteptam de la... Pentru că dacă te uiți pe macro, să vezi că 3.000 de lei ăștia înseamnă foarte mult. Păi da, dar tu ești jurnalist economic, ai o experiență cu cifrele. Păi stai puțin, dar n-ai un ministru al muncii, un ministru al educației, un ministru s-au dus sindicatele. Aia nu știu câți consilieri acolo. Păi asta voiam să zic, s-au dus sindicatele la negocieri și n-au fost în stare cei, fie că vorbim de ministrul educației, ministrul muncii, domnul Ciolacu, domnul Ciucă, să le prezinte un impact bugetar asupra măsurilor. Exact. Stai puțin, în Grecia, ați văzut probabil toți, da? În Grecia un salariu al unui profesor debutant este de peste 3 ori mai mare decât în România. Păi de ce? Explicați-mi și mie. Grecia e o țară amărâtă, aproape în faliment la un moment dat, da? Ajunseseră să-și vândă și insulele. La PIB suntem pe acolo cu ei. Da, ok. Da. Păi sunt la jumatea noastră, o duc mai bine. Și că o leafă al unui profesor în Grecia este de 1500 și ceva. Da, au plecat mai repede cu măririle astea. Cred că noi i-am zis... Discuția, știi care... Hai să vedem totuși care e scopul nostru. Să le dăm profesorilor bani sau să îmbunătățim învățământul din România? Hai să plecăm de acolo. Eu îți garantez un lucru. Cu actualul sistem de management din statul român, da? Nu vei face decât să astupi o gaură și vor mai apărea alte zeci de găuri. Că a apărut CFR-ul, intră în grevă, Sanitas-ul intră în grevă. Nu vei îmbunătăți, așa cum mai devreme am spus, nu s-a îmbunătățit calitatea actului medical în România prin creșterea substanțială a salariilor celor care lucrează în domeniul ăsta. Ai oprit o hemoragie care era și mai puternică. Deci dacă plecau toți, nu mai era chiar mai rău decât e acum. Așa tot mai găsești pe câte. Noi, redacția, am făcut și eu... Plecau toți, dacă nu se mai trei indicatori de performanță. Mai vorbim despre evaluarea elevilor, evaluarea părinților și performanțele în sine obținute de clasă. Deci sunt trei indicatori pe care am făcut noi în redacție aici. Trebuie să mai vorbim de performanță, adică vorbim mult despre salarii. Stai puțin, nu-i numai asta. Eu am spus-o mai devreme, văd că nu ați priceput. Nu te atrage sistemul ca să intri dacă ai o leafă de genul ăsta. Deci tu, să zicem, ești băiat acum, da? Termini o școală. Vrei să... Taică tu a fost profesor, maică tu a fost profesor. Ai intra poate în învățământ dacă salariul ar fi de 1.000 de euro, dacă e de 500, nu te duci.
Și unde se duci? Păi te faci felceră sau strungară, da? Sau te duci în la Gatwick să speli farfurii. Atenție, te poate atrage sistemul. Deci măcar de seama. Deci, stai un pic, cum adică nu este performanță? Păi vine aia din urmă, generațiile care vin. Cum să te faci profesor dacă tu știi că câștigi mai prost decât un strungar? Deci nu te mai înscrii. Păi, când începi clasa nouă și te întreabă prima dată mătușa când vine la ziua ta, ce vrei să te faci, dragă? Că mai ai patru ani. Păi vezi că asta e o greșeală în România. Tu spui profesoară, râde de tine mătușa și zice, vai de mine, că am eu la mine la țară, nu vii mai bine să crești găini? La ce salariu să ai? Creșterea e inevitabilă, dar e nevoie de timp. Acum îți dau un exemplu. Nu te mai atrage, asta e problema. Eu sunt în fața următoarei dileme. Dau 2 miliarde de lei pe an pentru profesor sau dau 2 miliarde de lei pentru infrastructură și pentru autostradă? Sigur că avem nevoie de așa și profesorilor trebuie să le dai, da? Sigur, să le dai deja. Dar spun așa, dacă vrei să faci infrastructură în 2023... Da, exact, e altă discuție, exact. Nu e altă discuție. Adică profesorilor nu le-ai dat până acum și infrastructură n-ai făcut. Și acum, dintr-o dată, le vrei pe amândoi. Radu, dar nu e altă discuție. E același guvern, același stat care manageriază un sistem care are 300.000 de angajați în plus. Eu aș vrea să văd, da, simultan cu chestiunea asta, nu să mai tipărești bani, ci să-mi arăți că ai căile potrivite pentru a da acești bani, care încă o dată, da, sunt meritați. Și trebuie, ei nu trebuie văzuți. Că am ridicat o întrebare. Niciun economist, Rudy, n-a știut să-mi răspundă. Am în bugetul de stat pe anul ăsta 112 miliarde de lei puse la investiții. Și întrebă, dar de ce doar că am moștenit o regulă, da, care spune că salariile sunt cheltuială? De ce nu consider învățământul investiție? Ia-mă bani de la investiții, că oricum nu-i cheltuiești, îmi arăți asta an de an, nu reușești să-i cheltuiești. Da? De ce o autostradă e considerată investiție și învățământul și sănătatea nu sunt investiții? Deci ai banii ăia. Eu cred că Liechtensteinul sau Luxemburgul consideră investiții. Ei, nu, dacă pui așa problema de acolo, da. Ziceam că sunt de acord cu Radu, că noi trebuia să facem de mult infrastructurile astea. Gândește-te când ne-am dus la Comisia Europeană cu PNRR la început. Dom'le, vrem bani de canalizare, vrem bani de aia. Și au zis, dom'le, dar ce ați făcut până acum? Nu putem să venim cu un plan dedicat situației din pandemie, să vă scoată din criza, din pandemie, să veniți să faceți ce n-ați făcut în toți anii ăștia din 2007. Știți în ce țară trăim? Haideți să vedem aici, așa. Aici e problema. Știți în ce țară trăim? Vorbim acum de jaloane. Jaloanele astea sunt niște termene în care trebuie să dăm niște legi ca să luăm bani. Guvernanții noștri, vreme de 30 de ani, n-au făcut nimic. N-au fost deranjați de pensiile speciale. Nu trebuie să le facem acum, că altfel nu suntem plătiți. N-au fost deranjați de salariile astea. Trebuie să facem salarizarea unitară, ca acum suntem plătiți. Păi facem treabă când suntem plătiți, nu? De acolo, atât. Foarte mulți indicatori europeni sunt pe ultimul sau pe penultimul loc. Deci noi suntem acolo cu Bulgaria, la mulți indicatori. Dacă Radu a zis de Luxemburg, pe Luxemburg e la toată aproape, Luxemburg e indicatorii prima. E sus. Exact. Adică unde... Am dat exemplu și Grecia. Grecia are 3 ori mai mult ca tine. Să-ți dau răspunsul, Grecia a făcut greșelile pe care le-a făcut. De asta a ajuns acolo. Și salariile profesorilor și a 13-a și a 14-a pensie au făcut parte din ornamentele crizei. Germania e 4.100 euro salariul unui profesor debutant. Știu, da. 4.000. Ce, au făcut greșeli? Eu ce să spun? În Franța ai 3.800 sau 3.700. E alt nivel. Radu, spun, dacă faci... La buget dacă faci pro rata... Da. Cu produsul intern brut, cu GDP-ul, ai să vezi că iese la ăștia 500 de euro. Da, dar noi venim, da, cu o hibă puternică de învățământ, venim cu foarte multe tare, cu multe găuri, cu multe lacune. Și da, oamenii trebuie să câștige mai mult, tocmai ca să ne acoperim aceste lacune. Dar nu trebuie să le dăm acești bani dorindu-ne doar să ne salvăm fotoliul ministerial și să facem rotația asta la naiba guvernamentală. Lucru care trebuie să fie reținut de cei care se uită la noi.
este că niciodată acest domeniu nu va mai fi atractiv dacă nu va exista măcar pragul ăsta. Adică tu nu poți să debude. Pe vremuri când erai profesor aveai un statut. Astăzi nu mai ai nimic. Așa. Deci nu poți să începi. Dar vrei să spun meserie... Nici atunci nu erau salarii mari. Nu, dar aveai un statut. Erai astăzi sub un muncitor în construcții, da, bine făcut. Popă, înțelegi? Da, așa, da, te respecta lumea. Da, da, era domn profesor. Popa avea o fată aia cu profesor. Acum nici măcar nu se mai spune domn profesor. Da. Da, ok, dar statutul s-a degradat nu numai din cauza salariului, s-a degradat și din prestația profesorului, da, a unora dintre ei. Știi că unele merg mână-mână cu celelalte. Crezi că, de inimă e mult mai mică. Crezi că femeia, da, profesoara care va primi 4.000 de lei, cum va accepta? Se va schimba ceva în atitudinea elevului? Nu, dar se va schimba la ăla care acum e pe clasa 10-a și care vrea să devină profesor și care e capabil. Altceva vreau să spun. Ăla poate să fie interesant. Se va schimba ceva în atitudinea elevului care se duce în spatele ei să o măscărească în timpul orelor? Absolut nimic. Cei 4.000 de lei dați acelei femei nu-l vor schimba pe copilul ăla. În generațiile pot să schimbe. Te rog. În generațiile se pot schimba. Ciprian, am și o întrebare la tine. Scuză-mă că ai avut o expresie drăguță mai devreme. Spuneai că au fost foarte atașați de mașina prefectului. Da, au fost foarte atașați. Cum s-au atașat? S-au agățat de asta? Au puțin, au blocat-o, n-au mai... N-am văzut secvența, da. Repet, mai mult ca pe mine m-au surprins, pentru că e o inerție totală în România și cel puțin eu nici nu știam că mai există sindicate până în momentul ăsta în care profesorii chiar au declanșat greva asta generală, la modul cinstit. Chiar mă gândeam că nu mai există sindicate și astăzi la Cluj, unde știm că sunt oamenii destul de liniștiți, de relaxați, uite că au fost foarte vocali, repet, acolo în fața prefecturii. Dar aș mai spune un lucru. Cred că aici nici guvernul nu a comunicat foarte onest și în general puterea politică după decembrie 89. Ar fi trebuit să vină cu niște mesaje cât se poate de oneste. Nu știu, avem un itinerar, ăsta ne ținem, că e și chestia cu legea cu 6% din timp pe care n-au respectat-o niciodată și trebuie să recunoaștem. Un singur ministru de după decembrie 89 și-a dat demisia pentru faptul că nu au respectat acea lege. Și culmea e din Cluj, Mircea Miclea. Repede din Cluj. Cred că ar fi fost, repet, o discuție care ți-a fi pornit de la primele semnale pe care le-au dat profesorii, dar cât se poate de realistă, ar fi calmat, ar fi temporizat toate protestele astea de stradă. Uite, mă duc cu gândul la Franța, la Napoleon. Îmi vin acum în minte și am mai dat exemplul ăsta și la mine în emisiune. În 1796, în aprilie, când se duce să ia armata din Italia, îi vede pe acolo total debusolați, anarhie în armată, le spune un lucru. Guvernul vă datorează totul, dar nu vă poate da nimic. Eu aș fi așteptat sincer de la Ciucă, de la Ciolacu, de la oamenii ăștia, oameni buni. Putem atât acum și nu știu, mergem mai departe, dar n-ai cum să ceri performanță de la un, și am mai spus săptămâna trecută, de la un absolvent de matematică să meargă la un liceu cu 2580 de lei în condițiile în care el, ca testă la o firmă de IT din Cluj, București, Iași, poate să câștige 7000 de lei din stat. Adică e... Nu ai cum să faci performanță dacă nu ai și motivație financiară. Asta am zis și eu, sigur. Evident. Marea problemă este pentru generațiile care vin. Învățământul în momentul de față este pierdut. Dar nu este pierdut definitiv. O să mai vină până la sfârșitul lumii și alte generații. Poate nu o să mai vină generații de tip Ciolacu și Ciucă. Poate că la însă dacă salariile rămân așa, dacă mentalitatea rămâne așa, România va avea premieri tot între Ciolacu și Ciucă și peste alți 34 de ani. Asta e problema pe care nu o pricepeți voi. Da? Fiecare vine și o ia de la zero. Nu mă interesează. Astăzi ești pe clasa 7-a sau a 8-a. Dacă tu vezi că sistemul se schimbă, că există ceva motivație, da? Că lucrurile funcționează acolo, te duci spre domeniul ăsta. Cine știe câți copii interesanți sunt în momentul de față încă pe băncile școlii? De unde să știm? Da? Bun. Niciunul dintre ei, atenție, zero, se va îndrepta spre învățământul românesc dacă rămâne acest sistem. Zero! Hai să ne gândim altfel. De ce acum... Păi și atunci cum o să fie România învățată peste 35 de ani? De ce nu acum... va mai fi nimeni. De ce acum... Hai să-ți dau o veste proastă. Toți copiii învățați din România nu-și doresc să activeze niciun sector din România. Asta vorbeam mai devreme. Okay. Adică nu doar în învățământ. În contextul ăsta? Da, în contextul ăsta. Nu se știe. Dar știi de ce? Tu ai spus mai devreme, da, cu medicii, că nu mai e așa.
Nu e așa. Păi nu, asta spun. Au crescut salariile. Da, dar să știi. Dar nivelul de profesionalism a crescut. Să schimbă un pic sistemul. Păi nu știm. Radu, hai să ne întrebăm altfel. De ce acum 4 ani PSD... Poate că vor fi foarte buni ăia. Face o lege care aduce așa, pensiile, au predictibilitate. Dom'le, creștem pensiile în 3-4 ani cu 40%. Da, da. Condițiile astea. Hai să facem o lege pentru profesori. Asta înseamnă că renunți la tot. Păi de acord. Hai să facem o lege pentru profesori în care le dau predictibilitate. Dom'le, în 4 ani vă dăm 40%. Nu pot să vă dau acum 25%. Bine și așa, se duce să le dai. Da, deci facem o lege, convenim la nivelul societății, da, urmă, că trebuie să creștem de salariile. Și doar de declarații. Hai să facem o lege, facem o convenție între toate partidele și în societate. Domnule, trebuie să lămurim anul ăsta. Păi dar asta e legea salarizării unitare, pe care cei de la guvern spun că o vor pune în practică, începând parcă cu 1 ianuarie. Asta nu știm, propunerea guvernului către ei a fost așa. De la 1 ianuarie avem această lege a salarizării unitare, care inițial era în lege. Avem 6% păi din asta, PIB din 2011 puțin, și l-ai tot prorogat. Asta spune totul despre nevoia de a schimba managementul acestei țări. Și nu vei rezolva dându-le doar profesorilor cât vrei. Sigur că nu rezolvi numai așa. Hai să-ți dau un exemplu. Un jurnalist, de exemplu, da? Angajezi vreo vedetă de televiziune pe 500 de euro? Îți vine. Să zicem că tu deschizi acum tu postul, evident că nu deschizi asta, da, post, dar nu seamănă, da? Lucrurile. Și vrei să, ba da, seamănă. Vine cineva. Știi de ce seamănă? Nu seamănă că dacă eu îl iau pe Dan Negru, acum zicem facem noi un televizor și ne gândim să luăm pe Dan Negru, îi dăm 20.000 de euro. Să zicem că vine Negru. Nu, ăsta nu vine. La 20.000 nu. 40.000 de euro, da? Așa. Nu, lasă-mă să stea. Da. Nu seamănă că Dan Negru merită banii ăia unul la mână, nu seamănă că el va performa la o televiziune care o ia de la zero. El va avea audiență de 0,1. Da, nu-ți vine dacă nu-i dai 40.000 de euro, da? Da. Ești de acord? Așa, s-o aduci pe Andreea Esca să-ți prezinte la facem Tânănana TV, da? Da. Îi dăm 50.000 de euro. Îți vine Esca, să zicem, da? Ok. Bun. Audiența ei la Tânănana va fi 0,0. Exact. Ok. Ca să spui că dacă o dai afară, cum ai zis tu mai bine. Păi da, asta spun de mine. Hai să spun de mine. 50.000 de euro. Ai început greșit. Da? Dar dacă eu fac Tânănana, eu nu iau. Eu nu iau pe Andrei. Păi nu știu. Eu mă duc la școala de televiziune, okay, deschid Instagram. Dai tu, înțelegi? Ce nume vrei tu. Nu știu. Păi nu. Deschid, dacă știu că plec de la zero, păi nu iau pe ea. Și noi am plecat de la zero aici, cu jurnaliști totuși de valoare. Deci nu iei de la zero. Noi am angajat oameni serioși. Păi nu, ba da, toți fac așa. Ai un plan de business, știi? Pe ce perioadă îți permiți să investești, să pierzi, să câștigi, nu? Vrei să iei condee. Nu o să-mi spui că iei numai debutanți. Vrei să iei... Peste tot e la fel. Faci un film, îți vine ăla, dacă nu-l plătești pe Keanu Reeves să o îmbrățișeze pe Ana Ularu, trebuie să-i dai 3 milioane. Chiar dacă filmul nu face nimic, trebuie să-i dai bani. Așa e și aici. Păi stai să vedem întâi. Dar nu va veni nimeni să plece la drum pe 500 de euro. Asta vreau să spun. Nu poți să lansezi nici arici pogonici, redivivus, pe 500 de euro nu o să vină nimeni. E ca o investiție, vrei să spui. Dar Negru al nostru e echivalentul Dan Negru. Un exemplu, așa poate doar profesora care trăinuie este elevii de olimpici, da, la Negru, uite, nici pe 20.000 de euro n-ar veni la un post profesorul de ăla, deși care... rezultatele lui ar fi 0,2 de 0. Da, da? Profesorul care face, exact, care trăinuiește lotul olimpic de matematică, profesorul ăla, în fel de Dan Negru, adică, da, ăla, dacă vrei să-l... Păi nu, dar asta, asta apropo de rezultatele pe care, așa zicea Costi, că nu-i sigur că vei avea mai bune rezultate. Da, dar trebuie să-i dai, că altfel n-ai de unde să știi. Dacă nu-i dai, sigur nu vei avea niciodată. Îi dai dacă ai banii, da, aia. Eu mă întorc dacă la... n-ai banii aia și zici, băi, eu atâta pot să investesc. Nu se poate în 35 de ani să nu găsești un buget. Sigur că s-a greșit. Știi de ce nu-l găsești? De ce nu ni s-a spus în 90? Îi spun, nu-l găsești pentru că... Astea sunt rase, că nu sunt bani. În momentul ăsta sunt cu circa 20 și ceva la sută mai mulți angajați la stat. Faci, da? Ceva? Tot în momentul ăsta ANAF-ul nu reușește să colecteze banii pe care i-are de luat din piață. Tot în momentul ăsta cei mai mari datornici la bugetul de stat sunt companiile de stat. Da, ce, da? Stai că vine 1 iunie. Toate lucrurile astea se întâmplă. Știi ce? Rezolvi toate poveștile astea și atunci ai să vezi. Da, ai bani ca să investești. Ai bani de investiție. Uite, dacă se întoarce Dan Diaconescu în televiziune,
Da. Cea de la zero. Să zicem OTV 2 TV. Acolo rămâne la zero, spune. Zero, dar va lua niște oameni. Nu o să ia pe nimeni. Păi pe cine a luat? Pe Tolea Ciumac. Mai ții minte? Păi nu, dar dacă se întoarce. Nu se întoarce, Radu. Mai avem un scoate pe Elodia de undeva. Da, aș vrea să mai spun pe final, uite, un lucru, pentru că ne-am făcut de rușine în PNRR când ne-am dus cu lucrări de infrastructură de canalizare. A salvat Clujul, ca să spun așa, imaginea că a venit cu lucrare de artificiu, metrou, care e prins în PNRR, măcar 9 stații. Uite, măcar avem meritul ăsta. Auzi, Ciprian, dar acum 2 săptămâni se spunea că nu se mai face metrou de la Cluj. Că până la urmă se face, și, deci, că a fost, a fost salvat, nu? Hai un tur de platou să... Aici, apropo de realizarea acestui obiectiv, la modul cel mai cinstit, se vorbește de prea mult timp de metrou, poate, nu știu. Bun, schimbările la pauză, Costi, vine indiferent, Sebastian Zarman. Cum să nu fii? Nu, indiferent ce faci. Cum să nu protestezi? Bine, o, indiferent ce intri să la alunecare. Rămâne și noi ieșim. Rămâne și Ciprian de data asta. Rămâne și Ciprian, că n-avem Sabin. Sabin s-a dus să angajeze la metrou de la Cluj. De acord, pauză, ne întoarcem. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, poate n-ați înțeles atât de bine care sunt schimbările la pauză, pentru că am ieșit rapid. Sebastian Zagman în locul lui Costi Mocanu, realizator Insider Politic, colega noastră, jurnalist Prima News, Larisa Bernaschi. Pe post de Radu Banciu. De fapt, tu stai în locul lui Radu Banciu. Bun, Ionuț Cristache, realizatorul emisiunii La Final. Rudi a rămas la pauză, așa cum remarca și telespectatorul nostru. Și Ciprian Aron de la Cluj, te rog să preiei ștafeta, subiectele sunt date de voi. Rocadă, nu? Bună, rocada, sigur. O rocada care e pe buzele tuturor. Bun. Sebi, rocada, uite rocada, nu e rocada. Nu e încă. Sâmbătă, la fel, a suspendat Marcel Ciolacu rocada pentru 8 ore, că nu s-a rezolvat nici greva din educație, nici reforma pensiilor speciale. Au fost reluate negocierile, ca astăzi, ieri a declarat premierul Nicolae Ciucă că vineri demisionează sau își depune mandatul, cum îi place să spună. Astăzi, președintele a schimbat jocul. Nu demisionează, își depune mandatul. Da. Asta e doar în Constituția Militară, acest termen de depunere a mandatului. Deocamdată nu știm precis, acum, în momentul în care vorbim, dacă mâine... Deci nu știm dacă de luni vom avea un alt guvern, practic. Da, ăsta era planul inițial, ca domnul Ciucă să demisioneze mâine, rapid, domnul Iohannis să strice un weekend, să cheme partidele la consultări și până la 1 iunie să avem un nou guvern cu domnul Marcel Ciolacu în frunte, însă... Păi nu strica un weekend, că a ajuns în cursul săptămânii la Sibiu. Deci bifase acțiunea ca să în teritoriu. Da, cert e că se întorcea. Politicienii noștri chiar nu s-au așteptat ca profesorii să fie atât de solidari și să nu existe breșe între ei, astfel încât să continue această grevă. Am văzut care a fost strategia guvernului. Ba să-i întoarcă pe părinți împotriva profesorilor, ba apoi să-i întoarcă pe elevi împotriva profesorilor, aducându-i la masa, așa zisa, masa negocierilor de la Palatul Victoria. Ei bine, am văzut... profesor nu-i chemase odată cu da, elevii cu profesorii. Asta a fost, ultimul părinții. Punct. Să le promită profesorilor 150 de lei acum și încă 150 de lei la toamnă. Asta mi s-a părut de-a dreptul ridicol. Adică asta nu e o negociere, e un dictat. Le-a transmis domnul Ciucă profesorilor, ori vă întoarceți acum, ori nu mai primiți nimic niciodată. Și când câștigi 2400 de lei, nu mi se pare că riști foarte mult. Adică mai degrabă mai pierzi jumătate de lună din salariu protestând, iei măsuri radicale, poate se schimbă ceva. Din perspectivă politică, domnul Ciucă nu poate să arate că el este generalul care abandonează țara în momente complicate, când strada vociferează, iar domnul Ciolacu nu-și dorește să intre la Palatul Victoria acompaniat de huiduielile profesorilor și ale liderilor de sindicat. De altfel, astăzi a fost A avut parte de o primire călduroasă, s-a antrenat puțin pentru alegerile prezidențiale domnul Ciolacu. Așadar, să vedem ce decide în această seară. Nu-mi dau seama în acest moment dacă strategia lui Marcel Ciolacu este să-i facă de rușine pe liberali, să-i lase să încaseze absolut toate huiduielile în aceste zile, ca apoi să apară el ca salvator, să spună, da, se rezolvă o mare parte din doleanțe, sau dacă într-adevăr domnul Ciolacu își pune anul
anumite întrebări. E oportun să vină acum la guvernare pe acest fond de tensiune socială sau nu? Și aici poate Larisa știe mai multe informații din interior. Te rog, Larisa. Știm doar că Marcel Ciolacu a previzionat această decizie care a fost anunțată astăzi și de Klaus Iohannis încă de sâmbătă, da? Atunci când Marcel Ciolacu, parcă de nicăieri așa, spunea că nu va prelua funcția de premier. Suspenda negocierile până când se termină greva. Ieri l-am auzit pe președintele Klaus Iohannis foarte sigur pe el, spunând că această rocadă trebuie să facă rapid, a dat și niște termene foarte clare, 30 mai, adică săptămâna viitoare, marți, trebuia să avem noul guvern Ciolacu investit de către executiv. Și l-am ascultat astăzi, surprinzător, da, pe Klaus Iohannis, care s-a contrazis singur în 24 de ore, un lucru rar întâlnit la șeful statului. Nu prea am văzut momente în care Klaus Iohannis să spună un lucru de care să nu se țină și atât de repede să spună că este exact pe dos. Știu eu unul, în pandemie, când s-a dus la o sindrofie, a zis ori ești precaut, ori ești prost și după o oră a revenit și a zis n-am vrut să jignesc jumătate din populația României, nu e nimeni prost, dar totuși, să fim cu băgare de seamă. Totuși cum? Să rămânem precauți. Să rămânem, da. Da, deci e complicat această negociere. La această oră sunt liderii celor trei partide, adică inclusiv cei de la UDMR, sunt în sediul guvernului, la Palatul Victoria, acolo unde probabil stabilesc strategia dictată deja de către Cotroceni. Care cum strategie? Că strategia dictată de Cotroceni era faceți rocada pe repede înainte. Azi acum, noapte s-a schimbat strategia și e... Haideți să facem un guvern și în 2-3 săptămâni, e ok. Și până la urmă, care va fi rolul lui UDMR-ului în... Asta cred că e cea mai mică grijă. Este cel mai irelevant lucru din toată ecuația. Din perspectiva... Dar pe surse ce vor face cei de la UDMR? Pentru ieșirea UDMR-ului. Din câte știu eu, președintele Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PSD și PNL că își dorește ca cei de la UDMR să rămână în executiv, însă este decizia partidului condus de Kelemen Hunor dacă se alătură sau nu acestui guvern. Iohannis vrea să continuare cu UDMR, același UDMR pe care l-a acuzat că fuge cu Ardealul în spate. Da. Mai acum vreo are logică să-și dorească normal să rămână UDMR, să aibă o majoritate cât mai mare, da, în Parlament. Contează ce vrea UDMR, dacă UDMR rămâne cu două ministere sau nu rămâne. Bun, Ionuț, te rog. Am și câteva constatări de făcut. Prima ar fi că Iohannis e de 9 ani în grevă și nu ne-a anunțat până acum oficial, așa că nu văd care e problema că au intrat și restul profesorilor în grevă. Asta ar fi... Dar el e în grevă prezidențială. Da, da. El e, mă rog. În grevă și în vacanță. Cred că se și confundă termenii în capul domniei sale. Vedeți, domnul Cristache, iar vă contrazice, domnule, ori în grevă și vacanță, ori conduce toate tragedia. Dar eu n-am zis nimic până acum, păi stați puțin, că ei îl portretizează, colegii de platou îl portretizează ca pe un mastermind așa. Îți propun să vedem un filmuleț cu doamna Iohannis. Ce să vedem? Un filmuleț cu doamna Iohannis. Păi eram la punctul 2 și în capul meu, dar te rog, dacă vrei să-mi arăți un filmuleț. Hai să o vedem pe doamna Carmen Iohannis și ne întoarcem. Carmen Iohannis. Noi nu suntem în liceu. Lasă-mă pe mine să-i traduc colegului de platou, domnului Rudi, cei cu imaginile astea. Deci în timp ce 15.000 de profesori mărșăluiau și blocau Bucureștiul și se mai protesta prin alte locuri prin țară, doamna Carmen Iohannis, Georgeta, care nu face parte din niciun sindicat, deși liceul la care predă, liceul Bruckenthal, este oficial în grevă, 80% din corpul profesoral este în grevă, și-a luat copiii de la clasă și i-a dus pe trotuar, mai dați imaginele la NOF ca să le mai vedem și poate le vede și Rudi. Deci a luat copiii de la clasă și i-a dus pe trotuar în soare în așteptarea președinților, a zis domnia sa. Soțul domniei sale împreună cu președintele Germaniei era într-o vizită oficială, ce-i drept anunțată din timp. Și în programul domniei sale, un program oficial stabilit, evident, cu săptămâni în urmă, era prevăzută și o vizită într-un liceu. La liceul Bruckenthal, unde, apropo, Klaus Iohannis ține blocat postul de profesor de fizică de 20 de ani, nu se poate titulariza nimeni. Asta așa, ca un moment scurt.
Și doamna Georgeta Carmen Iohannis a zis nicio problemă, dacă era în program ne ocupăm. Și ca pe vremea lui Ceaușescu așa, i-a luat pe copii de mânuță, grupați doi câte doi, și i-a dus în întâmpinarea președintele Klaus Iohannis, care a și făcut de altfel o glumă foarte nereușită acolo. A zis, dragi copii, vedeți la ce e bună și greva asta, vă că chiuliți de la școală. Vă mai plimbați. Absolut nefericită prestația domniei sale, ca să nu o catalogez altfel. Nu mă mai iau de protocol, de cum s-a dus doamna să-l întâmpine pe președintele cu cărnăciorii pe afară, cu maieuț, în roz, în asta, nu ne mai luăm. Dacă am ajuns la capitolul acesta, trebuie să analizăm un pic dacă greva asta e chiar peste tot, pentru că vă dau un exemplu. Păi tocmai vă spuneam, liceul domniei, și dânsa e întrebată de reporterii de la fața locului, doamna Carmen Iohannis, liceul la care lucrați în grevă? Da, ei sunt în grevă. Păi și dumneavoastră, noi nu suntem în liceu. Bun, eram în afara liceului. Eu pot să vă spun că am fost la Timișoara, nu dau numele liceului și nu era nicio grevă. Așa? Și am fost și într-o universitate la Timișoara, tot nicio grevă. Păi aici era grevă. Dar ce vreți să spuneți cu asta? Vreau să spun că... Așa, că ce? Acum sunt și eu spărgătorul de grevă, știți cum e. Vă rog. Vreau să spun că nu cred deloc că greva aceasta e atât de bine organizată precum credem noi. Adică cred că sunt licee în care... Bun. Se merg oamenii la... Nu știu dacă și învață, dar merg la școală, profesorii, cred că merg și copiii, nu știu. N-am o imagine foarte clară, dar vreau să spun că ceea ce vedem noi este un pic radicală. Ca și pandemia. Până la urmă, hai că mai rămâne să-i faceți pe ăștia care au ieșit în stradă, ca la Digi24 cu Prelipceanu, așa, o să-i faceți putiniști pe liderii de sindicat și pe profesorii care au îndrăznit să iasă în stradă. Niciun caz. Nu, respect greva, chiar mă bucur că văd... Da, deci e dreptul lor să protesteze. Da, absolut. Așa, da. Deci, astea ar fi cele două secvențe de azi care mi-au atras atenția în ceea ce privește cuplul prezidențial, de altfel, doi profesori, da? Și constat încă o dată cât de inadecvat politic este președintele nostru, Klaus Iohannis, care și în pandemie putea să pară uman, putea să țină o lecție de fizică, așa, spre exemplificarea celor care făceau studiu acasă a copiilor. Să arate, uite, dragi copii, pentru că avem timp mai mult acum, eu mă plictisesc la palat, dumneavoastră pe acasă, hai să vă arăt cum se face. Și aici, de altfel, putea să dea un semnal să zică, bun, dacă aș fi fost profesor în continuare, aș fi poate și eu în grevă, pentru că revendicările profesorilor sunt absolut legitime și e nevoie de să reparăm ceva din statutul profesorului în România. Constat încă o dată cât de decuplat este Klaus Iohannis și cât de foarte puțin empatic este cu ce se întâmplă cu profesorii în țara asta. Și constat că e în continuare cuplat emoțional la poveste, de vreme ce ține cu dinții de scaunul ăla de profesor de fizică de la Burkenthal. De 20 de ani, repet, să nu lase poate pe cineva că, să... Poate că ăsta e adevăratul lui plan. Să se întoarcă. Știi că tot se vorbește că să meargă la NATO, la Consiliul European. Poate vrea profesor de fizică, poate nu? Poate vrea să se întoarcă profesor de fizică. Mai e ceva de spus. În general, în România, toată lumea care pleacă într-o funcție mai mare și păstrează locul de unde a plecat. Din păcate. Deci e un mare păcat. Și avem nenumărate exemple. De la Muguri Sărescu, care era premier și era și guvernator și alții și alții, nu mai dăm nume, știți, dar e un obicei, da, eu nu-mi dau seama. Un obicei dacă... păcătos. Da, da, da. Bun, dar cum ți se pare că s-a raportat Klaus Iohannis la toată situația asta? Inclusiv azi, declarațiile, acea glumă... Te referi la partea politică sau la zona... La grevă, la ce s-a întâmplat, acum, ce declarație a avut, deci, Abu și Andrei, ce postări pe... Pui și tu întrebări dificile acum. Ce întrebări sunt astea, Andrei? Reformulează, ia că-s curios de răspuns. Nu, sigur că... Intru în zona politică mai întâi. Să plonjăm. Cred că partea cu rotativa este... Sau, mă rog, cred că se încearcă... Să mutați ventilatorul pe Rudy, vă rog. O speculare politică a grevei. De ce? Pentru că pentru prima oară, nu știu, sau ce spune domnul Cristache, așa? Domnul Ciolacu se întâlnește în idei cu președintele Iohannis. Marile spirite se întâlnesc, domnul... De prin 2019, când a venit domnul Ciolacu. Da, deci nu e prima dată. Mă refer la faptul că au ajuns amândoi la concluzia că în această rotativă nu poate să aibă loc în condițiile unei greve. Dar cum se face că Iohannis nu mai e de acord cu Iohannis de acum 24 de ore? Că zicea că totul trebuie să meargă sticlă. Asta nu știu. Întrebați-l pe purtătorul de cuvânt. Găsiți vreo explicație logică? Ce s-a întâmplat? Că urmează și grevă. Cred că e tot un calcul politic. Aici chiar mi-ar fi plăcut, scuze-mă, Rudy, mi-ar fi plăcut să fiu în mintea lui Iohannis sau în mintea lui Ciucă. Ce s-au gândit ei? Lasă că ne întâlnim cu ăștia de seară, cu liderii sindicali, le dăm 150 de lei, le promite și ei sigur o să dezamorseze această bombă. Deci dar vă dați seama unde suntem la 30 de ani. Cu Nicule am pornit în democrație, cu Nicule mai dă-le 100, a venit Cuță cu dă-le 100 de euro și ne-am întors la Nicu cu dă-le 150. Nu, dar la Ciolacu
este sindromul grelei moșteniri. Adică el a vrut să preia un guvern și aici pot să înțeleg. După că e și grea. Nu, mă refer la greva. Adică nu poți să preiei, să intri într-o guvernare în care ai profesori în stradă și greve de tipul ăsta. Asta e o prostie, spui, mă scuzați. Dacă ești un politic și dacă ți-asumi o realitate politică, cu atât mai mult o simți ca pe o provocare și o exploatezi în folosul propriu. Cel costa pe Ciolacu să zică, dragi lideri de sindicat, veniți la discuții, lăsați-l pe Ciucă, că Ciucă oricum îi cântă ăștia prohodul și la PNL și pe unde îl prind. Veniți la mine, sunt viitorul premier al României. Ca eu să vă pot ajuta, e nevoie să vin la Victoria. Haideți să închidem povestea asta, lăsați-mă să depun jurământul. De ce aveți nevoie? Reluăm negocierile cu mine. Nu era o abordare pragmatică. Și era o abordare sinceră. Și când mă așezam pe scaunul de premier, uite, te chemam și pe tine, Rudi, și ziceam, Rudi, scoate cifrele. Și începea Rudi, hop, și zicea, uite, sunt cifre la rece. Atât vă putem da anul ăsta. Mai discutăm anul viitor. Acum spuneți ce spuneam eu acum o jumătate de oră, da? Iată că ne întâlnim în Deci. Nu, dar așa. Dacă s-a întâlnit Iohannis cu Ciolacu, problema știți care era, domnul Cristache, făceai lucrul ăsta, cum l-a spus cu Ciolacu, problema era că veneai la cifre, cum spuneți. Adică și cifrele macro, asta încercam să explic lui Radu Banciu, nu-ți dau voie să le dai. Credeți că mă convinge să dacă nu l-ați convins pe Radu? Păi nu, la el încerca, dar nu știu dacă... Domnule, profesori, știți ce? Nu mănâncă cifre macro. Din fericire mănâncă cifre micro. Aia e problema lor. Da, păi totdeauna e mai greu să înțelegem macro, ne uităm la micro. Sigur că micro sunt paharele din fața noastră. Știți cum e viața e acum, viața nu e în viitor. Și când te uiți că te poți împrumuta pentru programe de înarmare pe care nu le explici, te uiți că poți să faci diverse lucruri din împrumut, la o adică, de ce să nu ne împrumutăm să plătim și niște salarii meritorii profesorilor, dacă tot de banii respectiv nu facem nimic? Am propus o variantă mai soft și anume, cum spuneați, o eșalonare în timp. Un calendar. Un calendar în 3-4 ani în care să ai, domnule, predictibilitatea că Andrei a venit cu observația că n-au încredere. Probabil că n-au încredere, dar asta e ce aș... Cum să aibă încredere? Păi avea încredere? Eu dacă aș fi profesor, aș avea zero încredere. Știi de ce? E suficient să mă uit doar pe ce s-a întâmplat cu legea pensiilor. Deci marea reformă a pensiilor condiționată de Bruxelles, de banii, de miliardele din PNRR, da? Guvernul trebuia să rezolve această problemă până pe 31 decembrie 2022. Suntem aproape de mijlocul anului 2023. Se pare că a trecut acea lege de parlament și zace undeva prin sertare și l-așteptăm pe domnul Budăi să vină cu noi amendamente negociate cu Bruxelles. Mai trece jumătate de an și tot nu vom avea acea lege până la legea salarizării mai e cale lungă. Nu știu, Sebastian, unde se află profesorii acum în raportarea legea de salarizare unitară, cea veche. Da. Sunt acolo? Nu sunt acolo. Sunt la jumate? Sunt la trei sferturi? Adică gestul cel mai simplu pe care poți să-l faci este să se aduce acolo unde trebuie să fie la anul, în anul 2023. Asta cred că era o chestiune pe care puteai să o faci foarte simplu. Și mai fac ceva foarte simplu, să pui totuși acel prag de 4.000 de lei cerut de profesor, de salariu minim brut, da? Să fie trecut în legea educației. Și acum, când legile educației au fost promulgate... Legea educației și în 2011 au legea educației care zice că să dai 6% din PIB pentru educație. Și an de an se abrogă acel articol printr-o ordonanță de urgență și dă încât rămâne. Aveai o chestie palpabilă pe termen scurt. Păi ai și o lege. Ți-aduc aminte că în vremea guvernului Tăriceanu toate oile din Parlament, să nu mă amendeze Dorina Rusu, că e părerea mea, au ridicat mânuțele și au zis da, să le dăm 50% în plus la salariu. Adică și știm tot ce s-a întâmplat. După aia și-au câștigat instanțele. Nu se putea trece asta, salarizarea, dar se puteau trece niște principii referitor la salarizare, cum zicea și Sebi, adică să scrii foarte clar, salariul unui debutant va începe de la salariul mediu prevăzut în legea bugetului de stat, pentru că în fiecare an în legea bugetului de stat este prevăzut un salariu mediu brut, cel în baza căruia se calculează extrem de multe lucruri la noi în țară. Uh-huh. Deci există această sintagmă prevăzută și în alte legi, motiv pentru care da, putea fi folosit. Dar la ce folos să trecem în aceste legi, având în vedere că legile sunt atacate la Curtea Constituțională, că ele nu vor intra în vigoare, nu știm când vor intra în vigoare. Adică nici măcar aceste legi ale educației nu sunt o garanție pentru profesori astăzi când vorbim. S-ar putea ca la Curtea Constituțională să stea până în septembrie, că nu îi oprește nimic pe judecătorii CCR să amâne de mai multe ori, vor intra și ei în vacanță, va fi vacanță parlamentară. Adică nu există în acest moment nicio garanție de asta. Eu n-am înțeles de ce sindicalii
specialiștii au cerut astăzi garanții, dar nu au spus care sunt acele garanții pe care vor să le vadă. O ordonanță de urgență, nici măcar o ordonanță de urgență nu este o garanție. Pentru că așa cum astăzi dai ordonanța de urgență tu, guvern condus de Nicolae Ciucă, săptămâna viitoare poate veni guvernul condus de Marcel Ciolacu, spre exemplu, și să modifice ordonanța de urgență sau să o abroge. S-a întâmplat cu celebra ordonanță pentru lemnele de iarnă, dacă vă ziceți aminte, exact, da? Exact. De 15 ore a venit iarna, a trecut iarna, acolo a luat bine, mai, au, mai facem că au mai modificat-o și da. Parlament de 7 ori, nu a trecut nici în Parlament, da, așa este. Deci jalnic, nu știu care este garanția. Ordonanța 13. Da. Hai și la Ciprian, ora trecută n-am apucat să vorbim și de președintele Klaus Iohannis și raportarea sa la subiectul grevei. N-am mai apucat, dar vreau și, și părerea ta. Da, eu faptul că doamna Iohannis, o primă doamnă din istoria post-decembristă a României, nu cred că alte prime doamne au fost la fel de, de active. Când îl privește pe președinte, am, citeam și eu acum, n-am reușit să, să fac revista presei temeinic înainte de, de a intra în live. Am scris acum dată la Pistian, în județul Sibiu, într-o comună, o lume minunată. A fost primit cu acest cântecel absolut impecabil. Momentul... Dai seama, elevi scoși într-o întâmpinare a domniei sale, plus cântecelul o lume minunată, egal 89. Sugestiv, nu, nu, că mai, a mai fost și doamna Dăncilă până după... Da, nu, ce ne-am înțeles, a trecut aici mai viețile noastre. Niște copii tumbe pe acolo. Am înțeles, domnule, și ați fost în piață să o criticați deontologic, așa. Acum, deontologic, criticați și pe ăsta, care e încă în viețile noastre. Bun, te rog, Ciprian. Bună, după asta vreau să, să spun că, uite, de pildă la Cluj, acum câteva ore, premierul, știu că voi vorbeați de... Vă face metro, gata? O lege, când s-ar pune în aplicare o lege pentru, pentru salarizarea corectă a profesorilor, el ne spune că a făcut apel la Dascăli să înțeleagă, să nu ne împingă să facem aceleași greșeli care s-au făcut în ultimii 30 de ani. Și spune aici ai dat o dreptate, Luciuca. Scuze, să aveți puțin timp de răbdare. E, e absolut incredibil modul în care, păi da, e, poate fi corect un astfel de, de mesaj, dar nu în ultimul moment. Adică ce ai așteptat până acum, ce povesteam și în prima oră. Mi se pare că mesajul onest a lipsit totalmente în, în perioada asta și evident, profesorii nu au și crezut, repet, că o să există o astfel de reacție a sindicatelor. Am spus și în prima oră, nu credeam că mai există sindicate în România. Uite că astăzi la Cluj au fost peste 4.000 de oameni, înțeleg că la București au fost vreo 15.000, știam că peste 10.000, deci lumea a reacționat și a prins în offside pe acești domni. Pe de altă parte, apropo de Klaus Iohannis, țineți minte când Traian Băsescu participa la întâlniri ale Partidului Democrat Liberal, exista o reacție teribilă și în presă, și în societatea civilă, și în partidele de, de opoziție, cum merge un președinte care nu are nicio treabă cu partidul, cum stă la trei fază. Acum, mie că suntem atât de departe, un președinte care, un președinte care face și desface alianțe, un președinte care e deasupra partidelor și conduce PNL din umbră, are proprii săi miniștri în, în guvern. Realmente suntem într-o zonă a democrației foarte, foarte sensibilă. Era, nu mai știu, în ultimul sondaj, pe locul 62 sau 64 în lume, teribil de, de jos. Asta spune foarte multe și despre maniera în care, nu știu, sau așteptările care pot veni de la... Și de la suntem și ultimii în indexul democrației europene în ceea ce privește acțiunea politică, libertatea exact. Presei, da, și toate lucrurile astea. Aici doar o completare, scuze-mă, Ciprian. Păi, acel jurnalist la BBC sau CNN care îl întreba ce democrație e în România pe BBC. Ministrul de, de externe. Ministrul care mă gândesc că rămâne. Atenție, ministrul de externe care ne-a informat ieri și subiectul ăsta nu e nicăieri în presă sau foarte marginal, Bogdan Aurescu printr-un comunicat ieri ne-a informat că România se alătură de grupului de 9 state din Uniunea Europeană care e gata să renunțe la dreptul de veto privind politicile externe ale Uniunii Europene și ale politicilor de înarmare. Întreb și eu, cine l-a mandatat pe Aurescu să facă chestia asta și chiar România nu merită nicio dezbatere publică în sensul ăsta pe o chestiune atât păi de importantă? Am convenit că așa că e bine după Schengen că... Nu, nu e bine. Nu, stai, adică, stai, stai, nu. Cine a decis asta, Rudi, că e bine? Nu, merită bine, discutat, am, într-adevăr. Discutat, da. Doar o idee, doar o mică remarcă și pe urmă pierd momentul. Cum depunem pe fărași subiect atât de ușor și... În România nu ducem lipsă de sindicate, ducem lipsă de investitori, în opinia. Opa, ai scos iepurașul. Stai că vorbeam de altceva. Acum vă rog, vă întoarcem. Era doar
doar o, la chestiunea asta, adică, aici, apropo de Aurescu, în urmă cu un an sau doi ani, când s-a mai pus odată probabil pe agenda... Probabil că nu înțelegem dimensiunea cazului, adică s-a mai pus odată pe problemă. De la dreptul la veto, la vot majoritar. Pe care nu l-am folosit niciodată, da, drept de veto. Da, dar nu doar că nu l-am folosit, dar noi eram împotriva acestei idei. Da. Știi că era Cioloș și cu grupul Riniu care susținea acest lucru, să renunțăm la dreptul la veto și Iohannis, mi-amintesc, nu mai știu exact contextul, dar știu sigur că a ieșit public la o conferință de presă sau nu știu, la ceva declarație la Bruxelles și a spus clar că România nu susține acest proiect, să trecem la dreptul. Ce legitimitate mai are un președinte pe final de mandat să facă astfel de viraje? În ceea ce privește interesul nostru național. Stați, domnule, un pic, când PSD era la putere și... Vreau să-l las pe interesul nostru. Asta e o problemă europeană. Deci, de ce să fie, domnule, o problemă europeană? Ungaria și Polonia dezbat această temă. Este o chestiune pe agenda europeană și în țările normale se dezbate, numai la noi se face la secret. Acord cu dezbaterea, dar nu înseamnă că s-a luat decizia. Ba da, tocmai asta vreau să vă spun. Domnule, dumneavoastră, informați-vă pentru emisiune, vă rog frumos, faceți-vă tema. Sunt informat. Citiți comunicatul MAE. Păi nu, dar citiți comunicatul MAE, să vedeți ce zice Aurescu. Ne alăturăm grupului de 9 state. Privind inițiativa renunțării la dreptul de veto. Păi da, și dezbatem. Cine dezbate, domnule? Unde? Rezolvăm noi? Asta e o chestiune de parlamentarism, domnule, dacă mai vrem democrație parlamentară. Dacă nu, ne ducem toți după Iohannis. Trebuie să mai spun ceva. Niciun sistem nu e perfect. Asta e limpede. E reflexul de după Schengen în care ne-am inflamat unii dintre noi. Am spus, domnule, trebuie să renunțăm inflamat după Schengen. La dreptul de vot pentru că nu e corect. Dumneavoastră nu, alții da. Da, nu te așteptai probabil. Și sigur aici ați de acord. Ți-ai format niște așteptări foarte mari. Domnule, dacă să înțeleagă cei de acasă, dacă noi unii în studiul vrem să pricepem, măcar să priceapă ea de acasă. Doamne, statele mici în raport cu statele mari au foarte puține pârghii de negociere la Bruxelles. Foarte, foarte puține. De multe ori irelevante. Dreptul de veto este o pârghie, este o armă imbatabilă. Și de multe ori voința națională a unei țări se impune prin dreptul de veto. Ne place sau nu Ungaria, asta e. Și a deblocat de multe ori fondurile și a deblocat de foarte multe ori banii blocați de UE prin dreptul de veto. Polonia a făcut la fel. Țările mici, Malta și alte țări, la fel și-au exercitat dreptul de veto când s-au văzut strivite de țările mari. Este singura noastră armă pe care și o putem conserva. Și dreptul de veto n-a ținut în afara Schengen. Și asta pentru că nu l-am folosit. Dacă pe agenda Jai nu ne foloseam de dreptul de veto... L-a folosit Austria în cazul nostru. Noi nu l-am folosit, dar l-a folosit Austria. Da, noi puteam să blocăm, de exemplu, intrarea Croației. Să nu acceptăm agenda Consiliului Jai în care Croația era acceptată și noi nu. Și să devenim jucători. Și astfel să ne impunem voința politică. Cred că sunt două lucruri diferite. Nu, nu sunt deloc două lucruri diferite. Noi nu suntem deloc jucători. Nu contează că e dreptul de veto sau nu. Cum ar fi, cred că tot acolo. Dar ce încercam eu să spun este că e o chestiune esențială pentru un stat. Are foarte puține arme. Nu putem... Cine l-a mandatat pe Bogdan Aurescu să ia deciziile astea în numele României? Cine? Că nici măcar nu avem o dare de seamă de la Cotroceni. Să vă spun că, fără drept de veto, politica e la fel de interesantă, mai rafinată un pic. Dreptul de veto e vorba de a fi interesant sau nu, că noi nu vorbim de Netflix, aici schimbăm la următorul episod. Vreau să vă spun așa, fără drept de veto trebuie să-ți faci alianțe, să fii jucător în sensul unor alianțe, unor parteneri. Hai, domnule, când a fost vorba să intrăm de la grupul de la Visegrad, noi nu ne aliniem cu ungurii, că să nu știu cum. Când noi jucăm cu ungurii, eu nu m-aș alinia cu ungurii. Nu, bun, dar cine? Alianțe cu cine? Că ăștia grupul de nouă e cu occidentalii care nu ne-au primit în Schengen. Ce ne facem? Cu țările baltice, nu știu. Acum bun, discutăm teoretic. Nu era neapărat pe listă subiectul ăsta, dar merită dezbătut. Păi nu mai cum da, păi, cu dreptul de veto. Asta mă surprinde că România era prin guvernul său, tot domnul Aurescu era ministru de externe, spunea clar că nu trebuie să rămânem în continuare în bun, același și format, unde, să avem drept de veto. De unde a venit mișcarea asta surpriză? Da, s-a mai întâmplat ceva în Europa, că nu știu să se fi discutat. A început o dezbatere, nu știu, o dezbatere. Nu, acum, recent. Păi am văzut eu acum recent vreo 2-3 A făcut Aurescu noaptea ca hoții, ne-a trimis un comunicat. Ungaria și, ați văzut, Ungaria și Polonia, de fapt, sunt mari susținători ai dreptului de vot. Deci nu doar ele, și Malta susține dreptul de veto și multe adică eu sunt de acord cu dumneavoastră. Ideea că păi țările din Est, care n-au o autoritate în fața țărilor de vest, că ăsta e principiul dreptului de veto. Nu, dar mă surprinde cu atât mai mult că nu mai există această dezbatere europeană, că toată lumea se pregătește de alegerile europarlamentare de anul viitor, avem alte crize și așa. Ori dintr-o dată, Ministerul de Externe vine și aruncă acest subiect pe masă. Da, s-ar putea să nu fie, de fapt, o agendă europeană. E doar o discuție, să zicem. Dar nu merităm și noi niște transparență?
transparență, ba, că așa mi s-a promis. Eu cred că o dezbatere publică, un argument de ordin public, nu știu, să ne zică Aurescu când iese din ecranul de la Digi, să mai iasă și pe alte ecrane, să ne zică și nouă, băi români, iată ce am decis și de ce. Nu așa se face în democrație. Poate a fost din strategia lui, dar și dar putea ca măsura în care cerem transparentizarea să fie exact ca în cazul profunctorilor care fac jocul Rusiei. E absolut... Păi și la Băstroie, nu ne-au zis că dacă vorbim de Băstroie facem jocul Rusiei? Cum că eficientul de democrație în România a ajuns atât de jos și societatea nu mai are niciun fel de anticorp. Nu mai reacționează absolut nimeni că, repet, un președinte poate să facă ce jocuri vrea el în această coaliție. Ia un ministru de externe care e mandatat exclusiv de președintele țării, nu are niciun partid în spate, din câte știu eu, sau probabil care și PNL și PSD, ca tranzitat dintr-o parte în alta, a fost candidat pe vreo prin 2004 în Dâmbovița, dacă nu mă cer, pe listele PSD. Domnul Aurescu, fără niciun fel de, iată, de negociere și, apropo, să știi că a apărut în presă, chiar pe news.ro am citit știrea respectivă. Bun, care a apărut în anumite locuri știrea legată de această asociere a României și ce am remarcat sunt doar două țări fost comuniste, România și Slovenia. Slovenia e centrală europeană, suntem singura țară din flancul estic care am aderat așa, noaptea sau peste noapte la acest lucru. Ciprian, dacă tu te-ai adus în discuție tema asta, din păcate, spun eu, e tot mai pregnantă diferența asta între Est și Vest. Țările foste socialiste parcă au rămas multe dintre ele în socialism. Au un tip de mentalitate din asta... Și Franța ce mai e, dacă noi suntem socialiști? Nu, comunistă. Hai să am greșit. E reformulat, da. Și se vede asta numai, de exemplu, doar în abordarea Ucrainei, vis-a-vis de Ucraina cu importurile de cereale, în care toată lumea e inflamată la maximum. Nu se ascultă deloc argumente, ne omoară piața și așa mai departe. Deci, din păcate, cred că aici avem o ruptură între Uniunea Europeană și asta e. Bun, ca să trecem mai departe de acest subiect, într-adevăr n-a fost o dezbatere publică. Larisa, mă ajunge puțin pe domeniile astea, două, pe securitate și pe politică externă, se cere eliminarea dreptului de veto, inclusiv, cum spunea Ionuț, România se alătură celor 9 state. Noi avem un președinte care ar trebui să se ocupe de zona de politică externă, care și-a pus omul la Ministerul de Externe și cu asta am spus tot, pentru că tot ce se întâmplă la Ministerul de Externe este extrem de închis din punct de vedere politic, nimeni nu știe cu exactitate ce decizii se iau acolo, de ce se iau aceste decizii și nu mă refer la noi, la publicul larg, la comunicat de presă sau nu, ci mă refer la alți decidenți politici care ar trebui să fie informați despre deciziile pe care le ia România în zona externă. Și da, amintea cineva puțin mai devreme de acel interviu de la BBC cu domnul Aurescu, care arată foarte clar faptul că domnul Aurescu aici, la noi în țară, este cumva protejat și se ferește de toată lumea, nu vorbește, s-a dus la o publicație externă, acolo unde încerca să explice cât de mult bine a făcut România și în războiul din Ucraina, așa mai departe, și i s-a întors ca un bumerang acest interviu, unde credea că dacă dă un interviu în presa internațională și nu aici la o oarecare publicație are mai mult de câștigat. Deci... Da, el a crezut că s-a nimerit la BBC, la Radu Tudor, în emisiune sau la Prelipceanu, știi? Și dintr-o dată s-a trezit chiar cu întrebări pe bune, adică aoleo, ce te face? Și a fost blocat de întrebările jurnalistului, ceea ce am și văzut cu toții, că practic a fost cea mai mare realizare a domnului Aurescu și cea mai citită știre a domnului Aurescu din presa internațională și mai ales din cea națională, pentru că în rest nu prea vedem știri cu decizii. La emisiune, poate sigur. Vine la dumneavoastră. Uite, domnul Aurescu, sunteți invitatul meu duminică, sigur, am invitat de mi-a venit rău. Da, și mai e o chestiune. După Schengen, noi toți am agreat, inclusiv la masa asta, inclusiv dumneavoastră, ceea ce e destul de bizar, dar ați fost dumneavoastră de acord cu ideea, că... Să vedem cu ce idee. Imediat vă lămuresc. Că domnul a fost un eșec. Și era nevoie de o reevaluare a decidenților în ceea ce privește politica externă. Am zis noi atunci, poate că e cazul să nu mai lăsăm pe mâna unui singur om ideea politicii externe. Că iată, vize, nu, Schengen, nu, totul nu.
Și vine încă o chestie fundamentală pentru politica externă a României și în continuare, noi doar aici discutăm despre cât de capabil este un singur om și ce fel de politică vrem până la urmă și cum îl lăsăm noi toți ca societate decizii de genul ăsta de o importanță majoră în mâna unui singur om. Eu sincer mă așteptam ca societatea românească, dincolo de boicot, de idealism, de lucruri frumoase sau mai puțin frumoase după povestea Schengen, chiar să împingă în spațiu public ideea asta. Putem să lăsăm în continuare politica externă pe mâna unui singur om? Adică a mai avut-o Ceaușescu și știm unde a dus România. Nu e vorba doar de politica externă, e vorba de cum funcționează anumite instituții. Și eu să-ți dau un exemplu apropo de politica externă. Nu știu dacă ai fost în ultimii 3, 4, 5 ani la Consiliul European după președintele Klaus Iohannis. Sunt sute de jurnaliști în sala de presă, unde toată lumea așteaptă decizii importante, mai puțin importante. Din când în când, la fiecare grup de presă din fiecare țară, că vine cineva, de obicei un consilier sau chiar președintele sau premierul cine participă, să explice ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai decis și lucrurile cum evoluează situația. Grupul de presă din România, care oricum merge pe banii instituțiilor de presă, da, deci pe cont propriu fiecare, când poate, cum poate și unde poate și de obicei mergeau... Nu se califică la avioanele privatele lui Iohannis, nu. Normal. Așa. Când mergeam în plus, cu tarom, ne calificam. În plus de asta, de multe ori se merge, jurnaliștii merg pentru că este singurul loc unde au șansa, ocazia să-i pună președintelui una sau două întrebări. Am mai discutat. Așa. Și grupul de jurnaliști români, care de cele mai multe ori sunt cam cei mai mulți, așa, stau 4, 5, 6, 7, 8 ore fără să li se spună sau să li se transmită absolut nimic, aflând din presa internațională sau de la colegii din presă din alte state. Deci cam asta este această instituție care ar trebui să se ocupe de politica externă. Nu bine, vorbim doar de politică externă, vorbim și de modul în care se desfășoară lucrurile și cum ar trebui să fie prezentate. Și de faptul că nici nu poți să transmiți publicului deciziile pe care tu le iei dacă tu nu transmiți în primul rând jurnaliștilor de acolo sau dacă nu le explici care sunt mizele deciziilor care se iau. Da, și legat de un amendament la ce spuneai tu, ca să vedeți cât de opacă e administrația prezidențială, cei de la Rise Project au decis să dea în judecată au decis să dea în judecată administrația prezidențială pentru că evident nu pune la dispoziția publicului informații elementare, de pildă cât costă o deplasare în plan extern al lui Iohannis, din ce e compus programul și etc. Și mai mult decât până anul ăsta, nu doar asta, mai o chestie foarte drăguță din acel articol pe care, dacă nu l-ați citit, e și varianta video cu pagini de colorat. E acolo o chestie absolut senzațională, zic cei de la Recorder, că a secretizat administrația prezidențială inclusiv informații din 2015 care sunt informații publice. Și zic ei foarte simpatici așa, am făcut o solicitare să ni se spună cât a costat un zbor din 2015 care e public, pe toate publicații în Google, și administrația prezidențială zice, ne pare rău, acestea sunt informații clasificate, nu știu ce. Deși ele sunt publice, le are toată lumea. Sunt publice pentru că administrația prezidențială la vremea respectivă le publicase nu și pentru că răspundea la 544. Nu. Deci era vorba de prima deplasare a președintelui Iohannis după preluarea mandatului. Da. Din ca să înțelegeți evoluția totuși democratică și parcursul democratic și cum ne-a ținut Iohannis pe drumul european, cum era? Ziceți-o dumneavoastră pe asta, referenul ăsta că vă place. Ne-a ținut și că dacă așa ne cu scoteau. Vocație europeană. Așa, vocație europeană. Mulțumim. Bun. Hai să vorbim puțin și despre pensiile speciale, tot în contextul ăsta al rocadei. Pentru că am discutat săptămâna asta, dacă nu mă înșel, înțeleg că în Senat, în comisii, se discută despre noi pensii speciale pentru criminaliști, pentru zona asta criminalistică. Practic una zicem și alta facem. Pe de altă parte, Marcel Ciolacu, mă întorc la liderul PSD, sâmbătă, pe lângă această grevă, spunea că așteaptă și rezolvarea situației cu pensiile speciale. Sebi, te rog. Păi toată lumea l-așteaptă pe domnul Budăi să vină cu acele amendamente. Păi, a fost puțin ocupat cu sindicaliștii zilele acestea. Da. Era adică, cu sindicaliștii din învățământ. Eu i-am urmărit acea conferință și a zis așa, crește treptat vârsta de pensionare până la 65 de ani. Dar ce înseamnă treptat? Nu, dar atenție, în
vacanța sau se bate cu guvernul de cât 6 luni? Da, nu știu, ceva de genul. Așa, la noi a venit Budoi Sărin și a zis o să ieșiți la pensie la 65 de ani. Și societatea românească a zis, da mă, hai la mult, că mai aveam ceva 65, cumpărături de făcut. Oricum, vârsta de pensionare pentru bărbați e 65 de ani. Da, da, pentru femeie e 63 de ani acum. Există decizia ale Curții Constituționale care recomandă egalizarea acestor vârste. Însă, domnul Budoi, eu nu cred că a fost o greșeală aici. Cred că intenționat n-a pomenit nimic de oamenii care se pensionează înainte de termen, înainte de vârstă, pentru că aceștia intră în categoria pensiilor speciale. Sunt pensionarii speciali care ies la 40 ceva de ani, la 50 de ani, la 55 L-am de ani. L-am întrebat asta pe Alfred Simonis și a zis că inclusiv la ei. Da, deci asta era problema. Domnul, în orice țară normală, ministrul muncii venea și spunea clar, de mâine nu puteți să vă mai pensionați la 40 de ani sau la 50 de ani sau la 55. Da, toată lumea se pensionează la 65 de ani. Domnul Budăi a coafat acest anunț în forma următoarei declarații. Și care a fost reacția societății românești? Da, nu există nicio dezbatere, nu mai vorbim noi, dar... Acum doar o... Și nu doar atât, o completare la ce zicea Zacman și imediat, zicea, a venit și a zis, da, Senin, 65 de ani și nu știu ce, dar nu, ce spuneai tu, are o importanță și mai mare pentru că trebuia să mai zică ceva. Pune, nu vă mai pensionați ca nesimțiții la 40 de ani în floarea vârstei și mai mult decât atât, în ultimele 6 luni nu o să mai poată să adune nimeni cumule, sporuri, nu știu ce, ca să iasă rotundă, să... nu, cât ai contribuit, atât îți iei. Și punct. Adică deciziile mi se par corecte. Știi? Da. Era, mi se părea că e un eveniment cu adevărat important ăsta, dincolo de greva profesorilor și așa. În sfârșit, un ministru anunță niște măsuri de bun simț, corecte pentru reforma pensiilor speciale. Deci puteam vorbi în sfârșit de reformă. Și domnul Budăi parcă se temea să pronunțe anumite cuvinte. Domnule, să nu-i dea peste degețele vreun pensionar special. Asta, exact asta era imaginea. Da. Imaginea mea, sau mă rog, convingerea mea și de creată de mult, e că domnul Budăi, de fapt, nu poate ieși din textele, cum spune, părinții și bunicii noștri. Deci la asta se pricepe. Când vorbește părinții și bunicii noștri, cam aici, cam ăsta e nivelul la care se află Budăi. Când intră în chestiile de substanță... Niciodată nu sunt cu bunicii și cu... Mai mult de atât n-ai ce să... Cred că și la 3 dimineața, dacă îl suni, are robotul lui telefonul și niciodată bunicii și părinții. Și acum, practic, Camera Deputaților așteaptă amendamente de la Ministerul Muncii, nu? Pentru că a aruncat cumva la Camera Deputaților. Păi da, de la el. De la cine așteaptă? Că n-am înțeles. Camera Deputaților. Pentru că acolo... adică păi el a aruncat în declarație. Așteaptă de la Budăi? Păi el în declarație a spus, doamne, este un proiect de lege la Camera Deputaților și ne așteptăm, vă rog. Ciprian, te rog. Ciprian, o secundă. A ieșit domnul Cărbunaru, portător de cuvânt al guvernului, și a anunțat mărirea salariilor pentru personalul nedidactic cu 9% plus prime în iunie și în octombrie câte 500 de lei fiecare. Păi 9% e sub rata inflației, tocmai asta era ideea, să le dai măcar cu inflația. Băi, sunt nebuni. Au dat 500 de lei totuși. E în desfășurare. Deci lui era 100 de lei, era 100 de euro. Să-i dăm la câță. Dar e o propunere sau ce? Da, o propunere către sindicat, exact. Nu o ofertă a guvernului. Da, noi conștientizăm că totuși sunt mandatați de Iohannis să se ocupe de școală. Unii care au urât școala, gen Ciucă și ăsta, Bode? Pot crede multe despre Ciucă, dar nu neapărat că au urât școala. Nu știu. Cred că au urât școala militară, deci nu n-a spune că au urât școala. Mi se pare un tip, nici un elev eminent nu putea. No, până la urmă școala totuși l-a ajutat să-și depășească condiția. Adică a fost totuși șef de stat major, nu mi se pare. Zici că a fost șef de promoție. Până acum v-am apropiat șef de stat major. E o funcție politică. De 5 emisiuni, vă aprob în tot ce a spus despre Ciucă. Să știți că nu e un concurs de talente. Asta s-a ajuns șeful statului major, nu e un concurs de talente. L-a pus Iohannis și l-a contrasemnat odată Ponta și odată nu mai știu cine. Deci, și dumneavoastră... Că l-a contrat pe Dragnea, nu atunci în cazat de șef de stat major. Acolo v-a plăcut cel mai mult, nu? Absolut. V-a cucerit. Bun, Ciprian, pensii speciale, să tragem o concluzie. Da, m-aș revenit la știrea legată la discuție Zevi, apropo de ceea ce se oferă acum. Am văzut astăzi reacția ale liderilor de sindicat aici la Cluj, care spuneau că în rândul capului nu vor ceda pentru chestiuni care sunt minore, care sunt doar praf în ochi, pentru că se vorbea de ceva vouchere, dacă nu mă înșel, și spunea, nu suntem niște asistați sociali care sunt fimomiți cu chestiuni foarte...
simple. Și mi-aduc aminte că vorbeam și în prima oră despre faptul că se insistă mai mult decât un protest sau o grevă de cererea unor salarii mai mari, ci pentru o reconfirmare a statutului pe care l-au profesorii. Mi-e teamă că nu vor ceda în condițiile date absolut deloc. Probabil că vor încerca în buna tradiție românească, nu știu, să mai rupă din sindicate oameni care ar putea să facă pasul în spate, pentru că am văzut de pildă, cel puțin asta o știu de la liderul de aici al Federației, al Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar, care spunea că au fost profesori ce au reclamat presiuni la catedră făcute de conducerile școlilor și și acea știre cu inspectoratul din Maramureș, dacă nu mă înșel, care cerea desfacerea contractelor de muncă. Adică poate că nu vreau să vorbesc și să anticipez, dar s-ar putea să vedem și genul ăsta de efecte și, evident, speranța guvernanților, pe lângă praful a fost aruncat în ochi, diverse metode în care să-i convingă pe profesori să revină la sentimente mai bune. Nu știu de ce am impresia că data asta nu vor, chiar nu le va ieși. Da, am și eu un amendament. Băi, de ce este Cărbunarul? Cine este Cărbunarul în ecuația puterii în România? Purtătorul de cuvânt al guvernului. Am înțeles, da, asta funcția o știu cine. Dar cine l-a votat pe Cărbunarul? Ce greutate are Cărbunarul? Păi greutatea lui Cărbunarul este atât de funcție, faptul că reprezintă guvernul și niciunul dintre partide. Cum ar fi fost să iasă? Păi da, trebuia să iasă premierul. De ce zic? Înțeles. Pentru că e o nuanță foarte importantă în ce comunică Cărbunarul aici. Cacofonie intenționată. Zice așa. Am pierdut. Zice, și cu asta s-a terminat, deci este ultimativ Cărbunarul, da? Vorbește ca un om politic. De asta zic, ce caută cu astfel de declarații un purtător de cuvânt? Cu asta s-a terminat, cum zice? Și zice așa, imediat. S-a terminat greva. Nu. Și formele care permit majorări de salarii s-au epuizat. Adică vine cu oferta asta ultimativă, 9%, dacă nu vă... E take it or leave it. Adică stai un pic, asta nu e un mesaj de purtător de cuvânt. Guvernului. Se joacă tare acum. Dar nu joci tare cu purtătorii de cuvânt. Domnul general, lăsați domnule soldăței, lăsați pionii. E vremea generalilor. Da, seama că se duce, e un mesaj către opinia publică. Profesorii, de fapt, ce vor? 25%? 25%, da. Între 9% și 25%, inflația nu e 25%, nici la fost. Nu, 15-16, am zis. 9%. Mă rog, e o negociere. Suntem într-o zonă de negociere, în opinia mea. Se joacă un pic mai tare acum, inclusiv cu Dan Cărbunarul, că dacă ieșea, probabil premierul își pierdea forța de negociere și vine 9%, se mai discută. Așa văd eu lucrurile. E complicat, nu știu cum vom ieși. Dar uite, mă gândesc că apropo că a ieșit purtătorul de cuvânt Cărbunarul fiind derocat, da? Nu. Se întoarce, nu, îți spun eu, Ciprian, știi ce o să fie? O să se întoarcă deontolog în presă. Posibil, da. Să mai iau un interviu președintelui. Da, o să fie și să ne explice și nouă cum are milioane în declarația de avere, că așa din presă trăim cu toții și vai steluța noastră. Bun. Uite, vreau, am și o știre. O chestiune pe surse. Se pare că liberalii stă foarte tare pentru Ministerul Dezvoltării, tocmai pentru a-și păstra primarii, pentru că e astăzi o vânătoare de primari PNL care ar putea să plece în altă parte. Vor cu orice vreți Ministerul Dezvoltării și înțeleg că ar putea ca un lider din vest să primească această poziție. Un lider din vest care nu are pretenții la poziție de președinte sau de lider al partidului la nivel național. Și pe care îl cheamă Gheorghe Falcă, nu? Da. Care era azi, era pe nu știu ce televizoare, zicea cum vine, cum face, cum are idei, cum îl recomandă administrația, cum... Adevărul care? Cât? 19 ani a fost primar la Arad? Cât a fost? Da, a fost mult. Ceva, mult. 2004-2019, 15 ani. Bun. Să tragem o concluzie cumva pe zona asta de grevă. Klaus Iohannis spunea că, domne, mâine teoretic ar trebui negociat sau ar trebui să înceapă discuțiile pentru noul guvern. Nu, ar trebui să-și dea demisia mâine. Potrivit calendarului lui Klaus Iohannis, mâine ar fi trebuit să-și dea demisia. Dacă greva se finalizează, cum o fi mâine să... Da, am spus, nu mi-e clar unde se duce greva. Deocamdată profesorii sunt foarte hotărâți, sau sindicatul, sau profesorii. Guvernul a jucat așa moderat, adică nu s-au grăbit să... Și cred că au făcut bine, într-un fel, că nu s-au grăbit să arunce cifre prea mari.
O să vedem. Suntem la jocul acela cine clipește primul. Adică... Pe mine clar e grevă, nu? Adică mâine clar suntem asta... în grevă și sindicaliștii probabil că trebuie să dea un răspuns. Au ieșuat, înțeleg, discuțiile, deci mâine e o nouă zi de grevă. Da. Nu, acum sigur, e oferta din această acum seară pe care trebuie să o digere sindicatele. Oricum, mâine avem grevă. Păi nu, înțeleg că nu e bine. Așa văd în presă că... Bun, te rog, Ionuț, o concluzie. N-am, cine știe, poate iese mâine Klaus Iohannis și ne mai luminează, ne mai zice că sâmbătă își dă demisia domnul Ciucă și tot așa, adică e... Bă, încă o dată constatăm cât de decuplați sunt oamenii politici de la viața reală din România și tot ei sunt surprinși că la un moment dat realitatea izbește în față și că nu se mai poate. Păi nu se mai poate. Când tu crezi că aici este și un efect pervers al acestei coaliții PSD-PNL. Ei au crezut că dacă mituiesc presa, dacă cumpără televiziuni, dacă nu au dezbateri, nu există dezbateri în societatea, tensiunea socială nu o să crească. Dacă se prezintă sondaje false, dacă toată lumea face 5%, dacă, ei au crezut că se poate ține capacul ăsta pe România. Ei, iată că nu se poate și nu, n-a sărit doar capacul, a ieșit, a sărit cratița până acoperiș și împroșcă în toate direcțiile, pentru că, și atenție, orice pas înapoi al guvernului va incita și alte categorii socioprofesionale să facă un pas înainte. Și o să vedem că, ați văzut, se încălzesc deja brancardierii, sănătate. Anunță și sănătate, acum și CFR anunță. Hai, băieți, scoateți banii, ați furat destul. Hai, acum da, finanțele, corect. Problema e cum ce înțeleg oamenii la nivel politic. Unde ne ducem politic? Eu îi înțeleg și pe oameni că nu mai vor să înțeleagă nimic. Eu, după 30 de ani în care au înțeles că vine stânga, că vine dreapta, că vin împreună, că Pericolul Aur, că Vadim, că... A venit un... E un scadențar. Ăsta deci, e un moment... Deci, așa cum vă spuneam, așa mai proastă idee politică. A fost, dar eu am agreat. Eu am zis că trebuia să continuă alianța PNL-USR, așa cum a rezultat din alegeri și Klaus Iohannis să-și asume, am fi avut și o poziție sănătoasă care ar fi stat cu lupa pe activitatea guvernului. Asta sănătoasă mai ușurel. Mai nesănătoasă. E bolnavă de mică. Am înțeles, așa. Are boile copilării, n-a ieșit din ele. Bun, vă dau dreptate. Bun, dar am fi avut o poziție mai puternică și mai unitară decât este astăzi, fără mițată și fără niciun glas. Da. Și am fi avut o putere care s-ar fi lipat în interior, pentru că USR ar fi determinat din interior niște reforme. Drept dovadă că le-au trecut în PNRR și și-au imaginat că vor putea să modifice pe aici, pe acolo. Da. Bun, și în câteva secunde crezi că asta e scadența? A venit Iohannis, președintele dumneavoastră, și a zis planul ăsta nu mai e bun, să vină Ciuma Roșie. Unde e Ciuma Roșie? Aici. Perfect, să intre la guvernare. Deci asta e scadența, spui? Da, gata. Sau o să înceapă Bâlciu. Abia aștept. Bun, am ajuns la final, doamnelor, domnilor. Constantin Rudnitski, realizator Profit News. Ionuț Cristache, realizatorul la final. Duminică vă așteaptă la o nouă ediție. Larisa Bernaschi, Sebastian Zacman, Ciprian Aron și Andrei Gheorghe, vă mulțumim pentru atenție. O seară frumoasă în continuare. Urmează colegul Radu Banciu cu Worldwide Banciu. Domnule, și eram atât de obosit, dar...